La toți de față și viitori, sănătate! Cum zicea și unul dintre marii noștri pictori, nu că am vrea să o facem pe deștepții, nea Teodor Aman, omul zicea că toate lucrurile au început prin a nu fi. Când au început să fie după aceea, au devenit povești. Nouă, dintotdeauna ne-au plăcut poveștile, fie că le-am spus noi, fie că le-am auzit de la alții, fie că le-am știut, fie că nu le-am știut. Ele pot fi reinterpretate și așa mai departe. Tot timpul noi am povestit. Vorba lui Socrate, că acum cităm și noi ca să ne părem așa deștepți, nu Socrate din declarație de dragoste, nici Socrate din Carașca la Flamengo și la Fiorentina, ci Socrate, băiatul ăla din Antichitate Grecul, care spunea tot timpul că eu știu că nu știu nimic. Până aici am lămurit-o, că văd că vă v-ați pierdut un picuț, da? Bun. Ideea este în felul următor. Toate aceste povești despre oameni pe care îi cunoaștem mai mult sau mai puțin, le-am regrupat aici la Vreau să știu, cu Cătălinuș Oprișan. Este podcastul nostru, că toată lumea vorbește numai în engleză de când s-a tirat domnul Prutean, Dumnezeu să-l ierte. Podcastul nostru cu care debutăm astăzi. Da? Pentru că am fost fan Divertis din totdeauna și recunosc, din startul începutului, cum ziceau băieții, vreau să vă spun că am găsit niște oameni de bine, mi se pare senzațională expresia aceasta, cei care ne susțin în acest proiect, sună un pic ca limbă de lemn, nu vreau să vorbesc prea mult despre treaba asta pentru că știu că ei s-ar simți un pic așa jenați, sunt prietenii noștri de la Unibet, cu care lucrăm de ceva vreme, cu care am făcut proiecte și cu care vom face în continuare. Ei ne-au susținut și ne-au spus, dați drumul la lucrurile acestea, invitați oameni cu povești, pentru că am spus că vom povesti, și dacă la finalul acestui podcast de o oră, o oră și jumătate sau cât va ține el, rămânem cu ceva din Vreau să știu, înseamnă că am avut o seară sau o după-amiază frumoase, nu? Ca să facem acordul, frumoasă sau frumoase. Bun. Am mers peste tot. Am mers, am fost și la Bobo, și la Radu, și la Sanda, și la de două ori la Enache, și de două ori la Robert Niță, și peste tot m-am simțit cel mai bine acolo, dar cel mai bine te simți acasă. Acasă, începând de astăzi, cum spuneam, este Vreau să știu cu Cătălinuș Oprișan. Și acolo peste tot și cu asta gata, chiar am terminat, am vorbit de actori, am vorbit de poeți, de cântăreți, de artiști, am vorbit de Eminescu, am vorbit de Sadoveanu, am vorbit de Arghezi, am vorbit de Rebreanu, însă numai una e Ilona, e Ilona Brezoianu. O, ce introducere! Băi, frumusețe! Băi, extraordinar! Sărmâna bună, seara, un pic deci, mai lung. Am luat-o de la Socrate până la Ilona Brezoianu, ceea ce e foarte bine. Frumos, nu? Foarte frumos. Vreau să spun doar atât că avem un plat, nu se putea. Da, exact. Un platou, așa, adică eu, practic, mă iertați, dar cu asta trebuia să încep. Goregu și fratele nostru Răducu Darie de la atelierul de tarte, da. Atenție mare de tot, da, atelierul de tarte, căruia îi mulțumim, a zis să nu fie masa goală. Pe băieții ăștia îi găsiți și în CCM la mine, pe Iuliu Maniu, deja îmi plouă în gură. CCM este cartierul militar, țăran, okay. Țigan, muncitor. Sau, da, așa era cunoscut înainte, o să mă auzi de multe ori de CCM, da? Așa okay. Era cunoscut. Pentru publicul cult, aici a venit și s-au așezat armatele lui Tudor Vladimirescu. De-aia se spune drumul taberelor, da. Și cartierul militar. Pentru că aici s-au așezat armatele lui Tudor Vladimirescu. Că te văd așa un pic că te... Gata, nu mai. Deci mulțumim lui Răducului. Răducu și să-i dăm drumul. Am avut și măslinuțe, nu mai da, sunt. Da, nu mai sunt. De aici și vine expresia, și o măslină. Exact. Și o... Atelierul de tarte în Iuliu Maniu și pe Mihalache. Gata, ai învățat o prostie. Și pe Iuliu Mihalache, adică nu pe domnul Iuliu Mihalache, ci pe Bulevard. Purcedem? Da, dă-i. Bun, gata. Doamne ajută, da. Fii atent. Vreau să vreau să-ți urez baftă cu podcastul ăsta. Mi se pare că, așa cum am zis când am intrat, ai vrut să încep de jos, ceea ce e foarte bine. Da, vrei ca să vezi bă, cât de jos ne putem duce cu podcastul ăsta. Bun. Cine să vină prima dată? Ilona Brezoianu. Să facă 300 de vizualizări și după aia să și vină dacă și faci multe, mă chent, ai podcast? Al meu, podcastul da. Meu? Nu, n-am. Am făcut da. La un dat un trollcast, care nu era un podcast. Ce ai făcut? Iar... Trollcast. Stai că m-am se numea. Pierdut se eu. Să nu-i spunem trollcast. Pe explicația pietonului de pe zebră, cum zicea Tuțu Condurățean, păi, nu? Când au apărut podcasturile, eu am făcut, am luat niște materiale din podcasturi. Gata, știu, cu Bendeac și cu toți ăia. Am făcut cu Delia, cu Esca. Gata. Și? Cu Esca, din podcastul ei am înțeles. Și au ieșit super faine. Deci acum asta e podcast. Da. Vezi că ești
kilometru zero, zero al podcastului, exact, cum ar veni. Eu da? Ți-am zis, nu știu, dacă tu ai încredere... Și am zis așa, să jucăm un joculeț. Da. Fii atent ce joculeț, de oameni inteligenți. Ți-a plăcut strania povestea lui Benjamin Button? Da. Aia, da? Când e el bătrânel Brad Kit? Da. Și să face Chichitin Mititel și ajunge la mama dumnealui în burtică. Da. Și am zis așa, mă... Fii atent, toată lumea te întreba, Ilona, cum erai tu când erai mică? Ce ai vrut să te faci când te întreba? Dar de ce Ilona de unde vine? A avut maica mea o colegă de facultate pe care o chema așa, n-are nicio legătură cu... E un nume ungurez, dar pur și simplu... Dar știi ce înseamnă Ilona? Știu că... Regina... Elena se mai... Da, vin, nu, dar înseamnă Ilona, înseamnă regina magică sau ceva. Da? Da? Nu știam. Nu știai? Dar acum o să plec altfel acasă. O să plece altfel, nu, Regina pentru că magică. Iertați-mă. Da, de Ciuciolina ai auzit? Da. Și știi cum o cheamă, nu? E Ilona, nu mai știu cum. E da. O actriță de filme porno, nu? Hai, mă. De filme care se dau după ora 12 pentru noapte. Adulți. Pentru adulți. Gata. Și am zis așa, începem cu ce facem acum. Da. Și terminăm când ești tu bebeluș. Ok. Da? Da? Bun. Și o să-i rog pe colegii mei să punem o pozuță, nu asta urât, ăsta așa nebărbierit. Așa. Fii atent. Fii atent. Domnița Raru Carage. Ascultă-mă cu atenție un pic, adică nu vreau să fac inteligent, tu chiar îi știu povest. Este fata lui Vodă Carage. Vodă Carage este ăla cu pitacul domnesc să-i se taie ștrumeleacul dacă se dă la fată. Așa. Știi? Da. Să-i prin părțile fătătoare, că dacă se dă cu tare. Este ăla cu ciuma. Cea mai mare ciumă e ciuma lui Carage. Dar este și fata care la 1818, deci acum 200 de ani, la Cijmeaua Roșie. Cijmeaua Roșie, concentrează-te un plic. E unde se îmbârligă General Berlo cu Calea Victoriei, acolo era Cijmeaua Roșie, ridică o căsuță, dar dotată pentru a fi teatru. Da. Atenție, da? Cu scăunele, cu scenă, cu și așa mai departe. Da. Cheamă niște băieți greci, că noi, care jucau pe atunci pe unde apucau și îi bagă în această, hai să zicem, instituție. Practic, în septembrie 1818 vorbim despre primul teatru din București și cred că prin extrapolare din România, da? Uh-huh. Italianca din Algir, Rossini, cu Iasa. Au mai venit, au jucat și Schiller hoții, au mai jucat și ceva Voltaire, da? Acolo. Tare, nu știam. Doar două luni, deci 1800, doar două luni de zile, pentru că taxul a băgat vastul în Careman și într-o dimineață, după ce a furat tot, au plecat cu toții, au dispărut la Brașov. Cu tot cu domnița... Cu tot cu greci. Cu tot cu greci, cu tot cu domnița Ros. S-a mai șcat încă 2 ani acolo, în lipsa dumneai ei. Mi se pare tare. Și atenție, pentru că ea chiar ne-a scos din așa, este omul care a stăruit pe lângă taicăsu, pe lângă Vodă Carage, să aducă primul balon, a apărut mongolfierii, da, se ridicau cu un acelă, cu nu știu ce, și au adus și au dat lândealul Arsenalului, unde acum Casa Poporului, au ridicat primul balon cu un acelă din istoria Bucureștiului. A căzut undeva la mama naibii, dar nu asta contează, le-a dat spectacolul românilor. Deci fata în puținul, da? Bun. Și acum ajungem la tine. Deci fii atent când ne-a luat 200 minute. Așa. Cum ați ajuns la teatru, stimată doamnă Ilona? În general, la teatru, în facultatea de teatru sau în adică teatru? Adică nu ți-a plăcut cartea sau de ce te-ai dat la teatru? În primul rând că nu prea mi-a plăcut cartea și pentru că mi se părea că nu sunt în stare să fac altceva. Adică tot ce înseamnă matematică, habar n-am. Deci slavă Domnului că există calculatoare. Eu știu net sau brut. Asta e tot ce știu. Diferența dintre net și brut, asta mă interesează. Am fost întotdeauna în zona asta artistică. Nu, probabil că puteam să fiu și medic veterinar, că asta mi-ar mai fi plăcut. Dar în principiu nu mă văd să fi făcut altceva. Nu-mi imaginez. Știi cum medicul veterinar pe vremea lui Ceau? Nu. Când mergea așa pe de alături și face porcul. Știi ce zice ăsta? Zice medicul veterinar, îi spune șefului de CAP. Știi? Nu, nu. 12 purceluși face scroafa, 6 iei tu că îi declar morți și 6. Vai, nu cred că cu tare. Da, zice că cunosc limba porcilor. Hai, domne, că nu. Merge mai încolo puțin, găinușa. Cot-cot-cot-cot-cot-cot-cot. Știi ce spune găinușa? Nu se poate. Eu, zice, înțeleg limba. Da. 20 de ouă face odată la săptămână, 10 iei tu. 10 cu... Nu, iertați-mă cu tare, merge mai departe și... Oaia, be! Nu, zice să nu credeți, eram beat, era noapte! Bun. Deci n-am fost bună la matematică, nu mi-a plăcut, nu mi-au plăcut alte materii, eu tot timpul evitam școala și îmi plăcea să cânt, să dansez, să spun poezii, să... Dansul e normal la vârsta mea. Da. Eram așa. Tot timpul era așa. Tot timpul eram dar așa. Dar nu, că asta copil atomic o discutăm mai încolo. Da. Bun.
Așa că acum sunt angajată la Teatrul de Comedie, bugetar, sunt bugetar. Da. Așa? Primești al 13-lea salariu? Nu cred că l-am primit. Ce înseamnă al 13-lea salariu? Deci nu l-ai primit. Nu l-am primit, dacă știa că Teatrul știa. De Comedie al lui domnul George Mihai? Da, Mihăiță. Nu ne permitem, știu. Da. Nu ne permitem. Domnul care mi-a pus pixul mână. Da. 1992 la revista Salut. Da? Da. Și salutăm pe această cale. N-a vrut să vină la podcast, dar l-am iertat. Da? Da. N-a vrut? A zis că nu mai are ce să spună și... Ei, avea ce să spună. Avea. Deci acolo la... În centru vechi. În centru vechi, acolo lucrez. La... Bun. Da. La o asvârlitură de băzi de Hotelul Concordia, unde s-a făcut alegerea lui Alexandru Iancuza. Exact. Bun. Și unde aveți în față... Cârciumă. De unde ne place nouă să stăm. Nu Cârciumă, Ilona... Știu, monumentele alea, da. Care au fost inaugurate anul trecut. Bun. Sau cu de ani. Așa. Dar ție nu ți-au spus ai tăi, măi, că mamă, poți să mor... Nu, poți să mor de foame dacă te faci actor? Ba da, evident. Taică-mi, e inginer constructor de nave și el... Oh. Da, a lucrat în șantier naval și el avea teoria asta cumva că totuși cu arta nu prea faci nimic, adică... Dar maică-mea tot timpul cântă, adică cântă și acum, a cântat întotdeauna și a desenat foarte frumos și m-a susținut. Ea era partea artistică a familiei noastre și tot a zis, bă, trebuie să... Dar la IATC să intra greu, un IATC cum e. IATC-ul era pe vremea noastră, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. Se intră greu și acum, s-a intrat greu și când am dat eu, s-a intrat greu dintotdeauna. Eu n-am intrat din prima. Eu am intrat din a doua încercare. În primul an am picat. Nu călcase și ambreiajul. Da, exact. Am picat în primul an și, pe urmă, în al doilea an am intrat. Greu? La examen? Da, era adică destul de greu. Adică cu din alea prefete că ești brânză sau din alea, Nu chiar așa. Dar ce ți-a picat ție, mai ții minte? Păi da, nu-ți pică nimic, trebuie să-ți alegi tu textele. Deci trebuie să știi 10 poezii, monolog, povestire și ai și examen de scris, probă scrisă, din 10 piese. Și mai e cu din aia la clasa domnul, doamnei cu tare? Da, la fel, da. Și tu la ce clasă ești cunoscută? Eu am terminat la clasa profesor dr. Adrian Titieni. Da. Știm. Da. Bun. Deci el a fost dirigul cum ar veni. Da, el era profesor de an, după care făceai cu mai mulți profesori între, adică am înțeles. Aveai un curs comun unde venea profesorul de an, era toată lumea și restul era împărțit pe grup. Tu ești fata din Curcubeu? Da. Am auzit de tine. Da. Am auzit de tine. Da. În care singură numai... Singură. Deci să-i explicăm pietonului de pe zebră. E o piesă... Da, este o piesă, un monolog, da, un one woman show, unde sunt 13 monologe spuse de mine, jucate de mine și între ele deci, sunt halul ăsta ești de orgolioasă că n-ai mai vrut să mai bagi pe nimeni în piesa asta, adică găsiți, numai să găsea unul, să treacă până cadru, să nu știu, să aducă o... Egoismul întruchipat. Nu, ideea a fost că mi-a fost propusă asta, mi-a fost propusă, e scrisă și regizată de Lia Bugnar. Ea a venit cu ideea. Știu pe doamna, din Patul Conjugal, din astea, da. Pe vremea, da. Ea a venit cu ideea. Da. Și mi-a propus să facem spectacolul ăsta împreună și am acceptat pentru că mi s-a părut un challenge imens. Eu aveam atunci, terminasem facultatea, cred că masterul sau ceva, în 2015 ai am terminat și eu. Master? Am făcut și master. Da. Din ce, mă, mică? Din adică, ce? Da. Ideea adică e că... Ce se întâmplă în el te interesează? Păi masterul, în master... Deci, iartă-mă că ai murit de foame 3-4 ani, ai mai să mai mori încă un an. Încă doi. Doi faci masterul, da, deci ai 3 ani licența și 2 masterul. Doi. Păi fășteți ca ăștia de la stomatologie 5 ani de zile? Da, eu am făcut 5 ani. Bun, și la master? Ca să fiu acum, uite, deci... Te-i cheme toți urâții la podcast-uri, am înțeles, da. Așa. Și ce? Deci care a fost dizertația? Cum se cheamă asta? Eu nu mi-am dat dizertația, iată, nici până ziua de azi. Poate o vedeți, da, și o exact. Chemață. Partea scrisă, adică trebuia să scriu o halcă așa acolo... de... Am zis, bă, gata, am înțeles. N-are sens. Iar la master faci, aprofundezi mult mijloace, adică musical, faci Chekhov, Shakespeare. Am auzit la master este probă. Shakespeare, de ăsta am auzit, da. Lebăda din Avon, da, care a murit în aceea zi cu Cervantes, 23 aprilie 1616. Mă rog, n-au murit ei, dar PR-ul ăia, bagabonți, i-au tras să moară amândoi, da. Bagabonți. Așa. Și de Chekhov ăsta am auzit el la care e cu livada. Da, tot ei știu pe ăștia. Da. Bun, până aici... Și faci asta, faci. Român nu băgați. Nu. Ba da, și Caragiale, cum? Da. I-a pierdut sicriul, știi? O lună de zile, Luca Caragiale. De la Berlin până la București, au ajuns până la Predeal și așa mai departe, i-a pierdut o lună de zile, i-a pierdut sicriul. Pe cuvântul meu, nu mai râde.
Mai râde că nu-i de râs nimica. V-a învățat o prostie la... Du-te și le spune, bă, și azi o brișală aia, că ați pierdut sicriu, bă, că l-a căutat o lună. Pe cuvântul meu de onoare. Cred. Zice-se acum, zice-se acum că domnișoara acela de la Vrancea l-ar fi ajutat să treacă în câmpiile Elisee, da. Pentru că era tânără, dumnealui era un pic mai bătrânel și da, gata. Gata. Deci Caragiale. Da, Caragiale și Comedia de l'arte mai faci la master. Am auzit și de asta. Da. Așa. Și spectacole, adică termini dizertația o dai cu un spectacol. Ai două spectacole de făcut. Cu public? Cu public, da. Dar când, ca la sportivi, când ai intrat prima dată pe teren, ți-au tremulat joalele? O, Doamne, da. Pe bune? Da, da, da. Cu grei, adică erai și cu... mai ții minte? Da, țin minte. Nu sunt, adică a fost în 2000, în anul 2 de facultate am luat un casting la Alexandru Dabija, făcea la Național două loturi. Și era cu Manole. Care două loturi? Două loturi. Cu Viceversa și da, cu da. Unul la Academie și unul da. La Observator Astronomic? Da, da, da. Birlic? Birlic, da. La, era cu Gianni Pătru, cred că și se mai joacă, s-a jucat până acum, de până a venit pandemia, s-a tot jucat. Cu... Păi și exista un rol feminin în ăla? Chivuța aia, cine? Chivuțele, erau trei. Chivuțele. Chivuțele. Da, da, și una din ele. Și ai fost chivuță? Am fost chivuță, am învățat limba roma, romales. Da. De-aia cum se uită oamenii acolo la noi. Băi, stai mă așa că, băi, vorbesc de chivuțe, de Caragiale, arată o razna. Da. Foarte tare asta. Și da, era un, na, era Dabija, da mai regizorul, adică deci era tremurau... frică, da, și colegii, eram cu Ana Ciontea, cu Marius Manole, cu Gianni Pătru, cu toți actorii de la Național. Și eu eram student în anul 2. Păi și nu i-ai spus tatălui, ia uite băi, inginerule, e, că inginerule, s-a bucurat, ia vezi mă că ziceai că o să mor de foame. Bine, nu-ți imagina că pe vremea aia eram bogată, nu sunt ce acum, dar oricum. Ți-a mai luat din bani? Nu mi-au mai luat, dar nici nu mi-au dat. Știi că pe vremea lui Ceaușescu, pentru că era frig la Opera Română în 88, corul robilor din Aida era 180 de inși pe scenă și 90 de inși în ștală. Știi? Că era frig rău. Și ăia, că așa era cu corul robilor de Nabucco sau de unde era, era 180, că așa trebuiau să cântă ea. Da? Și băieții în sală, că era frig, stăteau cu fesul pe cap, erau 90. Da. Să moare din asta? Din ce? Meseria de actor? Dacă se moare? Da. În ce de sens? Foame? Nu, nu se moare de foame. Nu. Eu zic că nu, da, acum sunt ipocrită, nu știu, am colegi și care poate se descurcă mai rău. Eu m-am și băgat în etapa asta acum cu televiziunea, da. În partea asta și trăiesc. Nu vorbim bine. De Covidel, vorbim în general. Da, în general sunt colegi care nu sunt angajați în teatre, sunt în teatre independente și acolo depind foarte mult de bilete, de cât se vând spectacolele, adică s-ar putea ca unii chiar să fie într-o situație delicată și n-aș putea să zic, bă, nu se moare de foame. Adică mi-e greu să spun asta eu care sunt bine. Că nu și nici nu mai merge să te întreb, trebuie să fii talentat ca să nu mor de foame, păi, că bănesc că toți care au intrat acolo sunt talentați. Da. Nu? Da. Adică nu prea există adică și ultimul date. Care a intrat... Acum, sigur că unii sunt un pic mai înzestrați decât alții, probabil, dar tot e greu să spui, bă, ăla e mai așa, ăla e mai așa, ăla joacă mai mult, ăla mai puțin, nu poți să știi dar niciodată. Tu când mergi pe culoare, când mergeai pe culoarele alea pe acolo, te apăsa o presiune așa că ziceai, bă, pe aici au trecut niște șmecheri? La că, școală? De exemplu, la mine, la facultate, la o facultate nu normală, au trecut oameni înaintea mea, antemergătorii, dar care n-au fost. Dar pe acolo trecuseră niște da. Băieți, adică cred că e un pic altfel și doamne, da. Nu? Da, da, da. E un sentiment foarte mișto în școală, tot timpul de câte ori mă duc în școală, acum s-a modernizat mult, am fost recent, este renovată, e modernă, eu am prins-o mai veche, mai încă era un pic da. Old school, așa, da. Știi? Mirosea parchetul ăla, vechi. Da, era, avea patina aia de... Și era un sentiment frumos, așa, e o facultate foarte mișto. Ce-ai făcut în primii bani? De ce ai luat salariu? Din primii bani de salariu, mă întreb, sau din primii bani care am câștigat din teatru? Din teatru. Băi, în primii bani, cred că nu știu chiar din primii, dar la un moment dat trebuia să-mi cumpăr mașină de spălat și aveam de ales între mașină de spălat și pisică, pentru că îmi doream foarte tare pisică Scottish Fold și bineînțeles că am renunțat, l-am cumpărat mașină de spălat și mi-am și cumpărat pisică? Pisică, da. Și pe care o am și acum, da, mi-am cumpărat pisică. Pe care am dat 10 milioane și pentru că i-a costat 10 milioane, doamna aia nu voia să mai lase la preț și am sunat și am spus, vă rog frumos, mai tundeți-o. Lăsați-i mai... cu 950 de lei că vreau să cumpăr și bobițe și nisip. Și doamna aia s-a uitat un pic așa la mine și a zis, bine, vă las cu 950.
Și am stat fără mașină. Și după aceea ți-ai luat și mașină de spălat. La un moment dat mi-am luat și mașină de spălat. Acum am mașină de spălat. Deci, okay. Da, ca să nu zic cum aminte, bă, băi. Da, dar pe cei da banii și... Exact. Da, asta am făcut. Nu știu dacă nu mai ținte dacă din prim bani, dar știu că l-am dat... am... Fiartă pe teatru? Da. Fiartă? Da. Da. Adică asta nu place... există că, domne, asta e meseria, din asta îmi iau banii și atât. Nu. Nu. Asta e ce doresc să fac forever. Și la voi cum e? Întreb foarte serios. Deci la fotbaliști ăla, să uită, bă, mâine avem meci cu ăia și studiem echipa adversă. Voi ce faceți? Studiați tot timpul ce? Păi depinde, când ai spectacol, dacă începi. Asta, da, da. Tu te referi în școală, ce studii? Nu, după ce termini școala, mai studiezi ceva? Da, normal, adică repeți. Nu știu, tehnici, de nu știu ce, cum... Mai puțin. Tehnici mai puțin. Vă întâlniți la repetiții? Ne întâlnim la repetiții, învățăm texte, cu asta lucrezi, doar profesezi, pur și simplu. Bun, și bine, e cam adică, același lucru ca la... Probabil că poți să faci, de exemplu, tot felul de masterclass-uri din astea, de diverse... Bun, dar eu m-aș specializa, de exemplu, pe musical, dar noi în România nu avem o industrie ca lumea de musical și atunci m-aș specializa cumva degeaba. Tradu, Chicago? Da, mă rog. Ăla e... Da, ăla e musical, da. Ăla e. Da, și sunt multe, na, Cats, nu știu, Chorus Line, habar n-am, multe musical-uri, dar mie mi-ar fi plăcut să mă specializez pe asta, dacă aș fi putut să aleg. Te-ai aprins o lecuță. Acum? Da. Pe subiectul ăsta. Pe subiectul ăsta, dar văd că... Da, fiindcă mi-e ciudă că nu avem condiții să facem asta, sau nu știu dacă condiții, dacă regizorii nu montează foarte mult, e Răzvan Mazilu care face musical destul de... Dar puțin, se face puțin în România. Deci nu există disciplina asta, sau cum se zice, modulul ăsta. Da, e puțin, da. E, nu e foarte... Dar uite, mi-a venit o idee, nu știu dacă genială, zi-mi tu. Dom'le, nu mai facem concurs de ăsta de... Nu râde. Nu mai facem concurs de ăsta de cântăcioși. Da. Că e plină România, toți cântă, ia-ți o ciungă, ia-ți o geacă. Nu, da, da, nu, da. Bun. Și facem concurs de recitat. Dar știu că poeziile nu-ți plac. Nu, nu-mi place să recit poezii. Îmi plac poeziile, da? Foarte mult, dar nu-mi place facem, să recit. Uite, preselecția, vorbesc serios, cu gândăcelul de Elena Farago. Așa. Ce mai prins în pumnul tău, nu știu cu tare. Și crezi că ar prinde asta? Bun. După aia trecem la Eminescu și... sau la Coșbuc. Da. Și după aia la Shakespeare, ăia șmecheri și așa mai. N-ar așa. Prinde? Nu știu, nu întreb. Nu crezi. Acolo nu poți fi afon. Că la muzică mai vine la numele ăștia. Cum, dar ce? Cum? Sunt oameni... N-ai auzit niciodată o poezie spusă prost? A, da, păi vezi? Păi bun, păi dar ăia care dacă ajungă... vrei, zic eu să vezi cum se zice o poezie. Da, prost. Poți? Pe bune? Nu, deci nu pot. Efectiv mă blochez. Când trebuie să spun poezii, sunt așa... Le spun prost, nu știu. Mi se pare că sunt unii oameni care sunt făcuți să le recite, să le spună. Păi și nici dacă te ajută poezia? Adică la gândăcelul de Irena, știi gândăcelul? De ce mă strângi în pumnul tău, copil frumos? Tu nu știi oare că-ți mic și eu și că mă doare asta? Dar mai râde, mă, că era o dramă asta, era o... Păi așa. Tu mai vezi, de-aia nu păi pot nu. Să spun poezii. Bun, și alta mai de asta de plâns? N-ai? Ba da, dar n-ai avut la facultate? Am avut, am învățat pentru admitere și aveam pe poezii frumoase. Măi, că trebuie 10 poezii. 10, am învățat 10 și fabulă chiar. Trebuie să spui și fabulă, nu știu dacă mai e așa, dacă n-am dat eu, era fabulă. Cu broasca și cu știuca alea? Cu broasca, cu știuca, cu bivolul și coțofana. Cu pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros? Da, se plimba cu coțofană când în sus și când în jos. Exact. Asta ai învățat voi, asta ați dat voi, mămică, la teatrul ăsta de șmecheri? Parcă ai dat și tu acum, asta și alte poezii? Sau ce? Ce-am mai avut la admitere? Păi am avut Ana Ahmatova. Asta n-aș ca parte la partea noastră. Eu având două admiteri, le mixez între ele, știi? Și nu mai știu ce am zis în prima admitere, ce am zis în a doua. Știu că la monolog am avut Teodor Mazilu din... Da, Teodor Mazilu, da. Nu vrem să fim fericiți, un monolog de acolo. Dar cum îți dau mișto. Ei obiect? Nu, ți-alegi tu. Ți-alegi tu. Ce te pune în valoare? Eu, de exemplu, am avut un monolog comic. Iată, știu că pare ciudat, dar... Nu știu, Mistrețul cu... Că am mai recitat Surâsul Hiroshimei și n-are rost să mai recităm câte ea lumea de nebună. Și bă, ăsta o ține în continuu, încep să țipe la aia cu ce ceață deasă, vai ce deasă ceață. Dar, de exemplu, Mistrețul cu Cor de Argint sau una din asta de să face pielea așa de găină nu merge? Ba da, poți să spui ce vrei tu. Deci la admitere, nu, ce poezie la tine, tu? Nu s-a lipit? A, nu. Nu. Ba da, adică nu zic că nu pot, dar nu-mi place, nu mă simt în confort, nu știu. Nu... Adică când ăla zice, mai bine ia cornul și sună într-una să sun până mor către cerul senin, da. Nu merge? Nu. Atunci a sfințit după creștete lună. Uite, tu zici mai frumos decât mine, vezi? Hai că zici bine, da. Tu chiar și cornul sună, însă foarte puțin. Uite, vezi, ție-ți este. Ștefan Augustin, doi nași, erau doi nași. Da, eu le zic așa, le citesc pam, 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 pam și gata, am trecut peste. Cea mai frumoasă poveste de iubire din toate timpurile, din istoria României. Ștefan Augustin Doina și Irina Iliciu. Da. Știi? Nu. Cea mai frumoasă poveste. El
prins de securitate, dumneai primă balerina operei române, senzațională, da. Se îndrăgostesc, îl salvează deja, îl ia acasă, îl cu tare cresc, trăiesc unul cu altul, el scrie Mistrețul Colț de Argint, o iubire din aia numai ca în filme și dumnealui din păcate moare. Uh-huh. Și ea se duce acasă, zice, așteaptă numai puțin că vin și eu. Uh-huh. Ia pastilele și lasă vreo 14 cuvinte. Domnul și Dumnezeul meu, o prea mare dragoste ucide. Acum cei care, bă, numai Doamne, Doamne, și așa mai departe. La fel Grigore Antipa. Grigore Antipa, când intri în... Dar tu cât poți să stochezi în creierul ăla? Păi ce am de făcut altceva? Tu nu, da. Nu te doare nimic. Nu, și la ce folosesc asta? Nu. La ce folosesc? Dar cât ai stocat în creierul ăla, că e imens. Da, mă, dar cum le ții minte? Păi ce am de făcut? Nu ții minte nici... Nu? Doamne, nu, păi tu n-ai văzut că mi-ai zis să urc la 6 și eu nu mai știam dacă era 5 aici sau da. 6. Aici da, și eu stăteam în fața liftului, am zis... Așa, zic cu... La Antipa, Antipa moare, da. Nea Grigore. Da. Când intri la muzeul Antipa, da. La animăluțe, uh-huh. pe mâna stângă așa, sunt două urne. Așa. Una este cu urna domnului Antipa. Da, și cealaltă. Cealaltă da. Este cu urna doamnei Antipa, care a zis așteaptă puțin că mă duc până acasă și mă întorc mort. S-a dus și a luat fenobarbiturice. Și s-a sinucis. Caz că n-avem cu străi bunul fără altul. Wow. Bă, o pricene, dar a fost, da, numai dânștea cu mor și cu... Adică un fel de Romeo și Julieta, da. Ne-a mărit și țața veta. Da. Da, deci pe astea nu, pe poezie, am înțeles. Nu, nu. Monolog? Monolog, dar da. Monolog zic. Monologe zic, dar într-un context. Adică am să fie înțeles. Într-un spectacol, știi? Nu să zic eu de nebun așa, că nu zic pe stradă. Sau nu știu. Bun. Deci asta cu teatru. Uh-huh. Dacă trebuie să o dăm înapoi. O dăm. Păi nu, că am ajuns la debut. Da. La voi există botez? Nu. Să vă puneți magiun pe clan, să vă cadă cortina în cap, să nu faceți de-astea? Nu. Că ia Barosanii pe vremea... Făceau. Știu că făceau, dar la noi nu. Ai auzit de-astea? Da, am auzit că se făceau tot felul de chestii din astea. Bine, se mai fac și acum mici, dacă vrei să faci pe cineva să râdă sau nu știu, sau ai chef de o glumă, se mai schimbau, am înțeles, scrisori. Da. Când trebuia să citească, nu știu ce, de fapt era scris altceva. Da. Sau că i-a bătut, nu știu, în cuie, da. Știi? În Belmondo, Nicu Constantin, Nicu Constantin cu Iurie Dari. Și îi zicea, dar nu poți mă să râdiști coșul ăla și ăla era sudat. Exact. Iar aruncau hârtie. Dar era așa, o conspirație și cu mașiniști și cu toată lumea, îți da. Dai seama. George Carboreanu, când venea la 400-lea Ștefan cel Mare, el era mare impunător, așa, da, știi? Da, 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 știu. Știi povestea? E aia cu... Cu nu. Scrisoarea. Așa, tot. Și trebuia să citească. Da, 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 da. Și ea nu i-a mai scris nimic. Da, da, știu. Și el s-a uitat așa și a zis... Ștefan cel Mare e prea bătrân. Ia citește-mă tu, argatule, știi? Și i-a dat unul în dreapta. Citește-mă, sclavule, tu, că așa. Iar râdeau toți, mamă, ce i-am făcut. Se întâmplă, da. Nu. Deci tu n-ai avut din astea? Nu prea am avut, nu. Nici n-ați făcut? Acum joc cu Bendeac, el îmi mai tot face diverse... El îmi tot face chestii. Da? Da. Să și vede că el e un tip serios, așa. Da, 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 e un da. Tip... El mă tot sabotează. E dus, Bendeac? Nu. Nu e dus, nu? Depinde ce înseamnă dus. Toți suntem, îți dai seama. Dus de tot, da, așa, actorii, de tot pierdut nu e. Actorii au o doză de nebunie? Da, evident. Adică sunt ca portarii la fotbal, mă, ce sunt jucători de fotbal și portari. Da, e o doză de nebunie, da. Mie așa mi se pare. E foarte greu să lucrezi atât de mult cu sentimentele și cu emoțiile și cu... Ești un pic labil, emoțional. Te uiți după cortina, așa, nu vorbim de COVID-el. Da. Vorbim 2 ani înainte, uiți așa să vezi cât sunt în sală sau... Da, mă mai uit, câteodată mă mai uit, da. Da, mă mai uit, da. Și? Nu, că dacă-s puțin, nu... Dar tu știi de dinainte cât s-au vândut sau cum? Știu cât s-au vândut, dacă e sala plină, cam știu, da. Dar cel mai frumos sentiment era, de exemplu, când jucam la Cinema Pro, că acolo era sala mare și mă uitam tot așa după cortină și când vedeam că era plin acolo, la Cinema Pro, mamă, eu sunt 600 de oameni. Da? Te supără când sună telefonul? Da. De cele mai multe ori mă enervează chestia asta. Că, băi, un singur lucru trebuie să faci când ai intrat acolo. Asta este unul principal, să-ți închizi telefonul. Nu, n-ai cum. Corect și trebuie. Și mai sunt și aia care răspund și zic, sunt la teatru. Joacă una aici, țipă în continuu. La teatru? Da. La teatru, nu poți să vorbezi, mă, și-o ține așa, știi? La teatru. Ce ai fi vrut să joci și n-ai jucat? E ceva sau... Nu e, fiindcă niciodată nu mi-am propus. Nu? Nu, nu adică n-ai avut ceva de inimă? Nu, nu. Eu nu sunt un om care are planuri și nu-și face chestiile astea pe termen lung, știi? Adică nu mă gândesc, băi, uite, aș vrea să fac la un moment dat aia sau aia sau aia. Îmi place să fiu surprins așa și să mi se întâmple lucruri. Nu m-am gândit niciodată că aș vrea să joc ceva. Mi-ar plăcea în ultima perioadă, acum am tot făcut spectacole... Mi-ar plăcea să mai joc un text clasic, mi-ar plăcea să mai fac un Cehov, de exemplu, mi-ar plăcea să mai fac un Caragiale. Băi, e mișto. E mișto. Adică
am jucat în ultima vreme foarte mult teatru contemporan și mi-ar plăcea să joc, să joc un Cehov, dar unul făcut așa, cum era, cum se făcea. Și la Nea Caragiale... Acum se și montează da. Mult cu proiecții, cu nu știu ce, cu toate nebuniile, cu... Și Caragiale ce? De astea tradiționale, o noapte furtunoasă, o scrisoare pierdută, astea? Da, n-am apucat. Eu am făcut în facultate exerciții Caragiale, am făcut Veta Chiriac, adică scene din Caragiale, dar nu am jucat unul cap-coadă. Și asta mi-ar plăcea să fac, uite, ca idee. Ca idee. O Zița mi-ar plăcea să fac. O... Păi și? Dar nu se mai joacă astea? Nu se montează, nu știu unde se montează. Dar pe la Național se făceau astea. Cred că s-a făcut parcă în ultima vreme, dacă nu mă înșel. Da, eu sunt angajată la Comedie, la noi. Am înțeles. Dată, știu că se apucaseră să monteze la un moment dat. Da, asta e adevărată cu Bănel Nicoliță, cu domnul George Mihai? Că eu așa am auzit că e adevărată. Că e adevărată, că eu nu-mi permit să-i spun Mihăiță. Da, da, eu așa am auzit. Și s-au mașcat bani din cer sau ceva. Da. Și odată s-a jucat cu cineva și peste 2 ani cu altcineva. Și l-a întrebat pe Bănel și a zis titulare au jucat mai bine. Așa, asta e bună. E foarte bună, asta nu știam. Nu știai? Nu știu, n-a putut să vină. Da, da, da. Și da, dar ei au venit la aceeași piesă. Și au stat și a zis: "Domn, cum ți s-a părut Bănele față de acum?" Nu, că uite, n-ați bă titularii mult mai buni. Ea. Deci, da. Titularii, da. Main. Trecem și pe film? Da. Uite, rog pe colegii mei să băge. Hai să spui și povestea filmului, da. Uite, iată. Doamna Lucia Sturza Bulandra, da, aici. Da. 1911, primul film din istoria României. Amor fatal, îi zice. Doamna Lucia Sturza Bulandra, domnul Toni, care nu era încă Bulandra, că după aia aveau să se ia, și cu Grig Brezeanu, e un fel de vodevil, așa, nu știu cum să-i zic, o poveste din asta de dragoste, filmată prin grădinile bucureștene, 1911, din păcate e film pierdut. Nu mai există, nu? Nu, din păcate e film pierdut. Ăsta e 1911, logic filmut. Da, băgau cartonașele, da, te iubesc, nu știu. Primul film la noi cu voce. Cu vorbe, da. 1934-1935, Big Bang. Dar tu știi că eu n-am știut că la noi toate filmele erau dublate de, adică erau, toate vocile erau post-sincron. Eu mi-am dat seama târziu de treaba asta. Adică și la Amza Pelea și la alea nu știai? Că sunt post-sincroane, nu? Da. Am aflat destul de târziu. Da. Nu mi-am dat seama. Mihai Viteazu zice că avea o laringită, avea gâlci, avea nu știu ce ceva și nu putea. Da. Le-a mai povestit Baltagu, de exemplu, care e o capodoperă și ca roman și ca film, este jucat, a fost jucat, că s-a stins din păcate acum 2 săptămâni, de o spanioloică, rolul principal Vitoria Lipan. A, vocea, n-are nicio treabă. Nu vocea, personajul. Personajul este spanioloică al coadă. Da? Da. A, și e trasă vocea? E trasă vocea, da. Român. Da. Dar ea de... Da. Ea numai așa, zicea... din gură. Păi s-a stins Margarita Lozano. A fost pentru că a fost o coproducție româno-italiană, trebuia să fie Sofia Loren, Vitoria Lipan. Și Sofia Loren a zis amogenă că eu sunt puțin graviduță. Dacă mă așteptați 2 ani de zile să-l fac pe ăsta micu, să-l nasc și să-l cresc, mă bag. Și a zis, bă, nu putem. Uh-huh. Și atunci avea domnul Leone, Sergio Leone, ăla cu spaghetti și cu western-ul cu tare, avea zis, bă, am pe Margareta Lozano, care e spanioloică, italiană, cu tare. O vreți? A venit fata și casting, ce s-o fi dat pe atunci, în 69. Și a luat rolul. Numai că ea... Dar tu îți dai seama că tu poți să joci acolo ce vrei tu, că vine ăla la voce și te face vine pachet. Vine ăla la voce, dar ea cu baticuț așa, nu? Și... Da, cu baticuț și un pic tristă tot filmul, adică nu e că îl căuta pe Nechifor, că nu mai era Nechifor acasă, pe în curte. Și cu toate astea, am găsit-o și am vorbit cu dumnei. Da? Am sunat-o pe telefon în Spania, am găsit-o acolo, zic, doamnă, știți că uite așa, că noi nu v-am uitat, că cu balta, cu tare, a căzut suma, s-a ridicat-o doi, probabil, știi? Și mi-a zis niște chestii, mai multe chestii interesante. Prima că am mâncat mămăligă, asta mâncau, că știau și ei de polenta și de asta, dar cu lapte rece, că filmările au fost pe la Rarău și aia pe acolo aveau lapte de bivoliță rece. Și mi-a mai zis, când s-a dat drumul la mormântare, în film au apărut 100 de țărani, a zis, noi nu lipsim la nicio mormântare. Băi, nene, e film, dați drumul de aici. Ei au venit oamenii că era... Da, îngropăciune. Da, măi, dați-i drumul, da, și a zis că s-a turnat perfect. Și ce a frapat-o cel mai mult, a zis, voi plângeți pe bani la orice mormântare, că a zis că au adus niște bocitoare, care întreabă numele defunctului. Nechifor, aoleu, Nechifore, și a zis, voi aveți pe bani niște băbuțe care plâng? Da. Foarte tare. Și schimbă doar numele mortului? Da. Cum bă asta, a zis. Ei, uite așa. I-a rămas... Ce tare. A dus-o mult, avea... A murit pe la 90 de ani, deci eu am sunat-o acum 5 ani, am găsit-o pe la 85 de ani și mi-a zis, na, Catalina, o iau ușor, că am repetiții. Serios? Și am zis, doamnă, aveți 80... Și nu i-am zis așa, dar am zis, măi, sunteți în etate. Și mi-a zis, nu contează, jucăm. Wow, ce tare. Bun, ajungem acolo la tine. Așa, la primul film. Da. Deci. De ce îi zice poartă în casă? E cu table? Poartă în casă, da, era și cu table. Păi uite că am auzit niște tale, știi? Da, evident.
Da? Da. Dăm o tablă? Hai. Fii atent. Dar nu știu eu. Ei, cum nu știi? Dar le numărăm? Ei, cum să le numărăm? Ce ai? Cu care joci? Cu negri. Ai, ia tu, ia că eu joc cu albele. Și hai. De ce îi zicea poartă în casă? Pentru că era un film făcut la pușcărie. Serios, la pușcărie. Albă. La poarta albă, unde... Deci tu ai debutat într-un film pușcăriaș? Ăsta e primul film? Nu. Nu mai știu dacă... Nu, primul pe care așa? L-am făcut eu. Păi strângele, mă. Hai, mă, ce faci? Păi strângele dacă nu e cu pușcăriași. Nu joci sau nu pun. Joci? Păi stai, mă, că nu știu să le pun. Ai... Unde facem casa aici? Păi ce ai făcut, mă, cum le-ai pus? Hai, mă, ușor, că na. De, hai să o facem aici. Hai. Ia-te astea de aici, așa. Așa. Dar stai seama că dacă jucăm acum o tablă, să aduce dracu tot podcastul. Lasă. Deci, ăsta e primul film? Primul film a fost altul. Era un film făcut în... Cine dă? Dă-i, Marleș dubla mută. Vezi că aici nu merge că suntem 2-1 zar, da? Aoleu, să nebunesc. 4-1 și ai făcut 5. 5-2. Aoleu. 3. Băi, cum dai, mă? Dai atul, le muți așa? Păi cum să le mut? Păi nu am plecat, domne, așa, nu plecăm așa. Stai, mă, aici 5-2, păi așa. Păi tu unde le muți? Dar tu 4. Chiar nu știi să joci. Stai, mă, că m-a luat așa cu capul. Bă, dar tu chiar nu știi. Ia uite, bă, 5-1. Hai să uite că știi. Așa, zi de primul 6, film. 6-4, poartă în casă. Asta e! Asta e. Deci ăsta e primul film sau nu? Că n-am... Nu, primul a fost un film care se numește... Stai, să-mi amintesc. În halul ăsta de multe ai jucat, că nu mai ați aduce aminte? Cum se numea, mă? Bruiaj. Bruiaj. Era un film horror făcut în cămin. Stai că trebuie să spun asta, că e foarte funny. Și la un moment dat... Îți dai seama că trebuia să avem tipul care regiza, Bogdan Drumea îl chema și îl cheamă și acum, așa. El voia să apară pentagrame pe regii. Îți dai seama că noi eram studenți, adică n-aveau bani să facă filmele alea. Și îți dai seama că au mânjit ăia cu checea pe pereți, adică el a fost un film care se voia a fi horror și a ieșit de fapt o super comedie, înțelegi? Dar de ce în cămin? Erai căministă? Tu nu erai din București? Nu, eu nu sunt din București, eu sunt din Giurgiu și filmul așa era scris de el. Dar să te-ai născut în București? Cămin, că a scris omul ceva ce să poată filma și el, știi? Să poată avea toate condițiile. Și l-am filmat în cămin, era despre două tipe, care, mă rog, erau și ușor lesbiene, așa, adică un film, așa. Aveau niște chestii, niște și porniri. Niște porniri. Erau studente și se uitau seara la filme horror și apăreau tot felul de lucruri în cameră, voci. Foarte interesant, ce, așa ca... Numai că n-ai cum să faci, n-ai de niciunele când faci un film în cămin și atunci a ieșit o comedie de film făcut care se voia horror. Chestia pe pereți, și noi proaste acolo ne uitam la o pentagramă din aia și ziceam: "Wow, alu, doamne, ce e asta?" Deci vă mirați. Și primul serios e Sierra... Femeie, e ceva cu ketchup. E Sierra Nevada sau care e? Sierra... Primul lung metraj, da, Sierra Nevada. A fost primul lung metraj în care am jucat. Cristi Puiu. Și cum se face asta? Vine la facultate cu casting cu asta? Sau cum e? Cum ajungi? Am fost chemată la casting. Are oameni care se ocupă de asta și care cheamă actorul la casting. Acolo au fost poante? Unde? Acolo la film să mai fac nebunii din astea? Nu, nu știu, acolo timp. Nu s-a făcut, acolo nu s-au făcut, fiindcă era greu de coordonat. Era un film, a fost un film greu așa ca... Da? Da. Erați cu pomeni. Mulți. Eram și mulți. Puneați pomeni. Da. Da. Și eram mulți acolo și trebuia coordonată toată lumea. Eram, na, nu știu, 20 de actori sau câți eram în casa aia. E mai greu în film decât în teatru? Adică să joci film decât teatru? Sincer, nu știu. Mi se par grele amândouă. La film ai avantajul că poți să tragi mai multe duble, ceea ce e un avantaj. Adică la teatru nu ai. Nu poți să spui stop, stați puțin că nu mi-a ieșit, mai facem o dată. Dar, pe de altă parte, e și presiune mai mare. Adică dacă ai camera aici... Am înțeles. Știu? Bun, ai film... La teatru ești departe și, na, uneori poate nu e... Nu. Dar mai e cu suflori acum la teatru? Da, mai sunt. Mai e vârt acolo, da. Așa jos în găoacea aia? Da, da, mai sunt. Dar nu sunt jos undeva, sunt la un loc anume unde stau. Păi înainte era un scorbur aia acolo, da, jos în față. Dar foarte rar se mai practică. Da? Și în general, da, am văzut că actorii mai în vârstă, care na, mai cer în teatre, dar există suflori, da, sunt. La noi acum, de exemplu, la comedie, noi n-am avut nevoie. Adică doar dacă, de exemplu, te mai ajută într-adevăr să înveți textul, dacă... Ai o mică pauză și îți rogi, dacă nu e colegul lângă tine, să dai cu repetitor, cum ziceam, da, de la Divertis, exact. Colegul cu repetitor. Da, da.
Aha. Și dacă nu ai, poți să dai cu suflerul textul, dacă vrei. Deci nu mai stă în școrbură aia, nu mai... Nu, stă undeva în culise, dar nu chiar într-o școrbură. Adică... Și asta e meseria dumneavoastră de sufler? Da. Da, asta e meseria. Deci e un fel de prompter. Da. Un fel de prompter, dar viu. Da? Da, eu am pățit odată, aveam un monolog într-un spectacol unde chiar nu puteam să-l rețin, adică era ceva sinistru. Nu puteam, undeva mă propteam la el. Era o poveste din asta lungă, stufoasă, cu detalii. Jucam niște prostituate care erau plecate din țară, cum ar veni, și povesteau cum au emigrat prin diverse locuri. Și aia care îmi picase mie erau de fapt niște monologe scrise după o docudramă, luate cu detalii. Adică am fost în Grecia și din Grecia m-am dus nu știu unde și din... Și era așa o pagină de povestire de genul ăsta, spusă la public, în care eu nu mai eram de la jumate încolo, nu mai știam și? De unde am venit, unde am fost, dar unde trebuia să ajung. Și bineînțeles că aveam suflor, pentru că era foarte greu. Și la un moment dat mi s-a întâmplat să nu mai aud nici suflorul ce zicea. Adică era, m-am oprit așa, am stat și am zis gata, asta a fost. Acum Dumnezeu cu mira. Și păi nu mai știam nici finalul, nici nimic. Se auzea doamna aia din culise, dar se zicea și-a făcut. Și eram blocat așa, mă uitam la public, mi se părea că a trecuse deja jumătate de oră și ea tot, de acolo se tot auzea. Nu înțelegeam nimic. Și până la urmă s-a auzit așa. Un om de bine, cum un zic eu, bizar, care a zis, haide-mă să ajutăm. Că nu mai știe proasta nimic și a zis și eu, asta a fost, mulțumim frumos. Am ieșit de pe scenă. Dați-vă cu docul treaba voastră. N-am reușit. După care aveam, de câte ori s-a mai jucat spectacolul ăla, m-am bucurat foarte mult când nu s-a mai jucat deloc, pentru că de fiecare dată când jucam, făceam atac de panică, ajungeam la monologul ăla, făceam atac de panică. Mai apucam să zic și am intrat în Grecia și deja eram transfigurată toată la față, curgea apa pe mine. Mai cânti? Da, mai cânt. Și Coace, Doamne, Prunele și toate alea? Și Coace, Doamne, Prunele nu am cântat niciodată. Nu l-am cântat pe tot niciodată. Doar una singură, știu, și o strofă. S-a stins, domnul. Da, s-a stins. Că eu acolo te-am lăsat, mai ții minte la interviul acolo pe bancă, da, la Iride? La Coace, Doamne, Prunele. La Coace, Doamne, Prunele. Ai mai învățat ceva de atunci? Nu. Deocamdată nu. Am mai cântat cu Ristei, ai văzut și tu, da, de curând, da? Așa, și cam atât. Ăsta e nivelul la care sunt. De la Andrei la Coace, Doamne, Brunele. Cam prin zona asta mă învârt. Dar în mașină, parcă te-am mai întrebat, în mașină ce muzică găsim? Găsim de toate. Radio, ascult un radio, nu știu dacă ai auzit de el, dar e din afară. Nice Cream FM se numește. Nice Cream? Da. Nu? Da, e foarte și fain. Ce muzică are de acolo? Trei piese. Trei frecvențe. Și unele sunt așa, chill, unele sunt funk, adică... Deci n-ai o formație, o ceva să fii de peșară, cum sunt eu? Nu, n-am. Nimic? Nu. Nici de la noi? Nu, n-am. Îmi place Sting foarte mult, de exemplu, am fost și la concert, îmi place super mult, când au fost aici în, da, România, acum câțiva ani. N-am așa, nu știu, depinde ce vibe am, știi? Adică la mine în playlist găsești tot felul de chestii random, așa. Fii atent că acum... Din 90, ascult foarte multă muzică din 90. Ce? Prodigy. Pe bune? Da. Da. Prodigy ascult, da, tu? Da. Dar de ce, mămică? Nu, îmi place. Și mai pe liniște, așa, nu? Ascult și pe liniște, da. Sting nu e pe liniște. E pe liniște. Barosan mare. Eu acum, uite, mi-am făcut colegii mei un set, da, de întrebări. Uite că se, da, și vede, uite câte sunt. Wow, vezi câte, deci, te-am scris și acum că eu trebuia să scot unul de aici, știi, și să, ia, pac pe întrebări. Una de asta, yeah, nu... Păi uite, e gol. A, e gol. Da, și eu trebuie să țin așa, să citești, să zic... în ce... da. Nu, cu ce mare actor ai vrea să joci alături? Cu Victore Benjuc n-am jucat niciodată și mi-ar fi plăcut. Pe bune? Da. 88 de primăveri. Da, știu. Lucid, fără niciun fel de probleme. Și mi-ar fi plăcut cu Luminița Gheorghiu, care s-a, da, stins. Da, da. Care este moromeții. Da, da, mi-ar, da, fi plăcut să joc cu ea. Da, ai văzut-o, adică a fost în teatru, Olga, nu? Olga Tudorache mi-ar fi plăcut. Stai că te-ai dus acum. Da, m-am dus, da, da. Știu. Și noi am vrea să scriem, da, la... Și Olga Tudorache. Da.
Dar oamenii în teatru, de exemplu, vorbesc despre cei de dinainte în vreun fel? Da. Da. Adică să păstrează așa o chestie. Da. A doua întrebare. Vorbesc. Nu îmi puteți spune măcar una. Tot timpul sunt povești, adică uite, de exemplu, cu domnul Bodochi, de fiecare dată când mă întâlnesc, el are foarte multe povești din astea cu actori. Na, cu Olga Tudorache, el a jucat mult, a jucat Regina Mamă, care se juca la Național, era genial. Și are multe povești. Și să mai face piele așa un pic, adică... Da. Când mai povestește? Eu mi-aduc aminte cum era sala, nu mai era amfiteatru, cred că era sala aia unde jucau, dacă nu mă înșel, mamă, și era spectaculos, era mirosul ăla de praf așa în sală, de, știi? Acum toate scaunele sunt noi, sunt dar atunci era într-un fel, eu am prins spectacolele alea acolo. Am înțeles. Cel mai bun film românesc este? Dar gândește bine. Nici pot să nominalizez, că îmi plac multe, mai noi, mai vechi, mai... Păi nu știu. Ai valiza mică, în cap 3. 3. Dar din toate timpurile. Nu mă întreba acum, joc, regie, prestanță, nu știu, astea ale voastre, că voi le disecați. Enicule, te duci la film, vine unul cu 1.000.000 de euro. Măi, Ilona, uite banii ăștia, zi și mie 3 filme... Nu știu, aș recomanda oricui să vadă Moromeții, clar. Bun. Adică, da. Bun. Așa. După Dealuri mie mi-a plăcut foarte mult. După Dealuri e cu Popa, cu... Da. Mie mi-a plăcut super mult. Care scoate diavolul din... Da. Popa ăla cu barba, zici că e piticul ăla din Marți după Bugs Bunny. Al lui Radu Muntean, iarăși mie mi-a plăcut super mult. Ce să zic, nici nu știu, sunt atât de multe că nu aș... Dar nu te duci mai departe în alea, adică și ce am ascultat, ce am mai văzut ăștia mai boșoroși, de exemplu? Acum ce, BD-urile sau nu ce? Nu BD-urile, Osânda, de exemplu. Ba da. Atunci am condamnat pe toți la moarte. Adică eu zic că dacă atunci am condamnat bine, pe toți la moarte... Bine, Filantropica, na. Da. Adică, da, să da. Zic, sunt foarte dar dacă multe, dar, sălbatic, de exemplu... era în engleză, nu era de Oscar, nu știu, întreb. Ba da, de ce nu? Ca interpretare, ca joc sau ba ca da, asta. Ba da, de sau ce un nu? Osânda când i-am zis, Dumnezeu să-l ierte cu sus și cu crucea și zice, Grijania mamei de viață. Da. Adică ar fi fost, nu? Da. Și toate astea, făcute de Caranfil, iarăși sunt, toate sunt mișto. Adică... Dar noi avem handicap cu limba asta? Ne ajută sau ne... Habar n-am. Nu știu ce să zic. Crezi că e un handicap? Nu. De ce? E cantabilă, e tot, dar... Te referi la filme în general? Da. Adică dacă am fi avut-o, nu știu, mai de circulație internațională, ne-ar fi ajutat în vreun fel? Că așa noi tot timpul film străin, cu tare, da, selecție la Cannes, la Veneția, la Ursul de Aur, la... Da. Nu cred că e de limbă, sincer. Cred că n-am avut resurse mulți ani să facem asta. Uite, dar un rol în filmele românești? Un rol? Da, să-l fi vrut tu să fii jucat. Uite, am vrut să fiu doamna... nevasta lui, așa, în Filantropica. A venit ăsta cu întrebările stătâmpite. Hai că mă zăpăcești. Nu știu, habar n-am. Să mă fi uitat așa la un film și să zic, uite, asta mi-a plăcut să joc. Nu știu, nu-mi dau seama, chiar nu știu. Dar în afară? Zic, nu-mi dau seama. În afară? Da, în să afară, fi, da. Să fi vrut să joci în ceva? Da. Îmi place ăsta, mi-a plăcut foarte mult partitura asta din Marriage Story, dacă ai văzut. Era un film care a fost nominalizat la Oscar anul trecut. Ia, Gagica are un rol super. Deci numai din astea noi, așa, mai bătrânești? Mai bătrânești, nu. Adică nu. Din aripile, te vezi pe aripile vântului? Nu. Cu rochii de alea, cu crinolină, nu. Că ești mai pe nebunie, așa, da, mai pe... Da, nu mai... Adică era un stil anume. Îmi place mai mult ce se întâmplă acum cu filmele și cu așa. Era, nu știu, pe vremuri mi se pare că se juca un pic și așa mai... Da, vine domnul George Mihai la tine, zice, băi, Ilona, uite, de ziua ta, da. Poți să-ți aduc o actriță. Da. Să zică, ai noroc, ai noroc, să mâncați un mizilic, să ciocniți un pahar. Dar una. Din România? Sau... Din străinătate, ca să fie șmecherie. A, din străinătate? Da. Să-mi aduc o actriță. Da. Meryl Streep. Cu pistrui de pe chip. Meryl Streep. Meryl Streep, da. Uh-huh. Da. De Julia Roberts, eu vreau. Duci veni Julia Roberts? Acolo... Cu ea am copilărit. Da? Da. Și Samantha Fox, dacă se poate. Dar nu, nu știu dacă e... Da. Și la actori, dacă vrei să intrăm și acolo, la actori aș vrea... Zi unul șmecher. Matthew McConaughey. Mamă, l-am văzut Matt Atkinson, de ăsta care joacă acum în filmul ăsta, în Another Round, nu știu dacă l-ai văzut.
care... Eu sunt mai pe bătrânești, așa. Mamă, trebuie să-l vezi. Da, pe Matthew ăsta de nu știu niciodată să-l pronunț. Matthew McConaughey. Șmecher mare, de fapt. Nu știu dacă bine. Îl pronunț bine, oare? Da, e bine? Deci pe Macho Man, pe din ăștia, nu. Nu, nu. Adică, bine, ce, Matthew McConaughey e Macho Man, așa. Dar nu e din ăsta cu chip perfect. Nu e... frumusețea aia. L-am văzut acum în The Gentleman sau în ce, când el șef mafiot și nu știu ce, da, cu mișto. Cu Hugh Grant, cu toți băieții ăia. Toți nebuni. Da, toți nebuni, i-a tunat și i-a adunat. Da. Deci ăștia, Meryl Streep. Da, da, da. Meryl Streep e cu Diavolul să îmbracă la... Da, e și acolo. Gata, da, da. Bun, am înțeles. Și de la noi? Și de la noi... Ai zis Olga Tudor, da, zice, domnule, poți să-ți aduc... Din momentul ăsta, bine, nu prea mai avem. Mai avem, dar am avut norocul și onoarea să joc cu doamna Maya Morgenstern, cu Adriana Trandafir. Doamna Maya Morningstar e. Exact. Știi, cu Divertis. Ia, deci cu doamna Maya. Da, cu Adriana Trandafir, cu Carmen Tănase mi-ar plăcea să joc, n-am apucat și nu ne-am întâlnit în niciun proiect, dar mi-ar face o dar super cum e plăcere. Când joci? Adică zine și nouă de asta de bucătărie. La sportiv ăla are grijă și îți spune, măi mămică, uite, așa să dă pase, fii atent, mă, o primești, stai cu fața la joc și așa mai departe. Aici îți dă indicații, adică te ajută? Da, te poate ajuta. Dacă, da, da. Sunt actori care te ajută, care spun, uite, mă gândeam că ar fi bine să încerci să faci asta, sau uite, încearcă și asta, dacă vede că nu ești în confort, sau hai să mai facem o dată bucata aia, sau știi? Am înțeles. Deci poate te ajute. Te ajută, în general te ajută. Adică eu am nimerit parteneri... Ți-a fost vreodată vreun moment în care ai zis, bă, Nenicule, nu mai fac meseria asta? Da, am avut momente. Ai avut? Am avut, da. Și mă apuc de? Mă apuc de altceva. Într-o vreme, de exemplu, voiam să fac medicină veterinară, chiar mă bătea gândul așa să încep să învăț, să mă înscriu la niște cursuri. Deși erai actriță? Da, eram actriță, dar nu eram angajată, eram într-o perioadă în care jucam mai puțin. E foarte nasol să nu joci și... E greu, adică psihice... Dar te-ai lipit și de televiziune acum. Acum da, dar și am și avantajul faptului că m-am angajat într-un teatru și am această garanție că voi juca tot timpul, doar că atunci când ești independent, nu știi ce se întâmplă. Dacă îți mor spectacolele, dacă nu se mai joacă... Ți-ai dat copiii la teatru? Da. De ce nu? Da. Păi nu știu, întreb. Da, da. Ți-ai da? Da, eu aș fi pro, adică n-aș vrea să-i îndrum neapărat să facă ce fac eu, dar nici nu aș zice nu. E o viață frumoasă, e o viață care te împlinește. Așa. Suntem la... Și pe care poți să o schimbi oricând. Eu nu cred în varianta asta, domne, acum te-ai apucat, ai făcut teatru, gata, cu asta rămâi. Poate nu mai vrei la un moment dat, zici, bă, m-aș apucat de altceva. Păi și dar câți dacă au făcut ei ar vrea să facă teatru, copiii mei... De câți au făcut asta? Că toți care încep în teatru acolo termină. Nu? Da. Nu prea sau... Ba nu, sunt cum să nu, dar da? Colegi care au terminat și se ocupă cu totul, cu alte lucruri. Da, dacă probabil n-au profesat mult ca să le intre microbul, că dacă le intra microbul... N-au profesat, n-au avut noroc, au cedat psihică, trebuie să ai răbdare, ani de zile te duci la castinguri, nu iei. Da. Na, trebuie să te ții tare, să nu cedezi, să zici, băi, am fost la 5 castinguri, nu le-am luat, gata, nu mă mai duc. Știi? Bun, deci asta e în perioada modernă și contemporană. Acum trebuie să ajungem la facultate, am zis, trebuie să ajungem la liceu. Da. Colom încolo. Da. La liceu, doamne, dacă îți povestesc de la liceu. Eu am terminat liceu de engleză intensiv și vorbesc atât de prost engleză, că nu vrei să știi. Foarte prost. Dar am intrat acolo, trebuia să dai examen la engleză și am intrat pentru că... pentru că erau locuri atâtea cât candidați erau, înțelegi? V-a luat după stradă, adică... cum ar veni, știați, să umpleți. Adică eram... Știi? Nu știu, erau 30 de locuri și noi eram 30 care am dat în Giurgiu? Pentru clasa aia, da. Și engleză intensiv în Giurgiu? Da. Wow! Da, am făcut la liceu Ion Maiorescu și acolo era profil de limbi străine intensiv engleză. Intensiv. Erai ca strepsilăsul. Și am zis, gata, acolo mă duc. Și ai intrat și... Și am intrat că na. Și câte, zis, m-au primit oamenii de milă și acolo. Și câte făceați pe săptămână? Păi aveam, nu știu, vreo 4-5 ore de engleză. Făceam aproape în fiecare zi aveam engleză. Și nu s-a lipit nimic? Nimic. Pași are drept. Deci mi-aduc aminte că înainte de bacul de la engleză, eram în benzinărie cu colega mea de bancă și asta a dat jos din mașină de la mine și eu am întrebat-o, auzi, where are you go? Și aia s-a întors și a zis, ce zis? Where are you go? Și a zis, mai avem 2 săptămâni și dăm bacul la engleză. Că poți să mă întrebi așa ceva? Merg eu frumos pe ceva că o să pici bacul. Și m-am dus la meditat. Și mai aveam 2 săptămâni. Și aia când m-a văzut ceea ce să facem așa, o testare, ce testare să facem, doamnă?
Că eu eram după 4 ani de liceu făcut de engleză și eu întrebam erariul cod, deci voi vă dați seama. Erai estosoribo cosornaică. Praf eram, pulvere. Pero la canción cu Vladislav. Și după aia, nici la, aveam și franceză, am făcut vreo 4. Iartă-mă. Aveam 4 limbi străine am făcut. Franceză, italiană, am făcut și italiană. Din a 10-a ne-a băgat italiană, la germană. La liceu? Da, germană. Și germană un pic am făcut și mai știu doar ich bin Schüler, deci altceva nu mai știu. Eu sunt elev sau cred că atât înseamnă. Atâta mai știu. Și franceză, băi, problema cu franceză era că am făcut meditații, că trebuia să dau franceză oral și trebuia să fac meditații, bineînțeles. Și era 30 de ani meditația și jos era un bar, acolo se numea, nu mai contează cum se numea, da. Un bar, în fine. Și dai seama, 30 de lei acolo la barul ăla erau perfecți. Era, da. Adică ți ajungea exact de ce trebuie, știi? Și s-a dus, dai bifolter. Și nu mai urcam de multe ori până la doamna de franceză, mai opream și pe acolo, undeva jos acolo și stăteam cu colegii. Cea mai mult. Las, merge săptămâna viitoare. Că îi vedea eu acolo. Și ce ai făcut la BAC? L-am luat, slavă Domnului. Ai nădușit. Știi ce am făcut? La engleză, de exemplu, erau foarte multe variante cu din astea A, B, C, nu știu ce. Și pentru că aveam o memorie bună, am început să le învăț 1 cu A, 2 cu B, 3 cu C. Adică începusem să învăț răspunsurile. Mecanic. Mecanic, cumva, și cu ce să mai lipise și de la meditația, că tot încerca doamna aia să mă îndese cu timpul și cu nu știu ce. Dar ce ți-a plăcut? Ți-a plăcut vreo materie? Da, îmi plăcea română, astea îmi plăceau. Dar asta cu limbile străine, pe nu istorie, știu, pe geografie, pe astea. Geografia mi-a plăcut, da, istoria mai puțin, nu m-am omorât, pentru că am și nimerit profesori de istorie. Măi, am nimerit un profesor de istorie care era preda ca în comunism, cu zădea aia, să o înveți lecția și trebuia să o știi cuvânt cu cuvânt. Adică tu n-aveai niciun punct de vedere vis-a-vis de chestia aia, nu te făcea să-ți placă. Adică el zicea, zi. Și tu te apucai și turuiai efectiv cuvânt cu cuvânt și dacă nu ziceai un anume cuvânt, pac, te depunta. Și învățai mecanic, după care scoteai că nu aveai nevoie, nu mai știu nimic. Pe chimie, pe fizică, pe astea? Ha, de cap. Nu. Ce m-am chinuit și cu alea. Și cu aia aveam un profesor la matematică și la liceu, când a început cu integrale, i-am zis, domn profesor, să mă iertați. Aici. Eu mă retrag. Eu vreau să fac altceva, integrale, să le faceți dumneavoastră. Asta la liceu și școala? Eu integrală înțeleg că e doar pâine, în rest nu știu ce să spun. Franzela. M-ați omorât. Deci la fel, putem să facem un grup pe WhatsApp. Da, și nu, tu ești tot fără matematică. M-am pierdut într-a doua de matematică. Fără matematică, da. Fizică, și chimie. Nu. Așa pot să-ți vorbesc 10-15 minute de hidrohalogenare unui derivat halogenat. Da, așa. N-am înțeles nimic în viața mea. N-am înțeles la ce, bă, acum toate profesoarele chimie. E rușine, mă, Cătălinușe și așa mai departe. Fizica nu s-a lipit, ne-am îndepărtat în clasa 6-a. Da, bun, da. Îmi place, până acum îmi place. Matematica, nu. M-am lipit de istorie, că n-aveam ce face, învățam datile alea. Da. Geografie, dar cu sportul? Cu sportul eram bine. Cu sportul și eram bine, nu ca acum. Acum afug de el. Da, eram bine, da. Făceam basket, făceam handball, am făcut handball. Ai fost la sală? Acum de când, niciodată în viață, nu dă mese. Am fost la sală la un moment dat în așa? Viața asta. Deci ai cu colan și cu bentiță, dai așa? Nu. Dar aveam un ghiozdănel, îmi cumpărasem ghiozdănel, așa? De toate. Și ce făceai la sală? Aveam antrenor. Nu cred. Ba da. Aveai personal trainer? Aveam personal trainer, da. Era un tip care a fost coleg cu mine de liceu și care lucra la o sală la mine în cartier acolo și am zis, băi, gata, vreau să vin. Deci gata, să mă pun ca lumea, înțelegi? Numai că îți dai seama ce ai auzit urechile lui băiatul ăla, că eu mă duceam acolo și pe mine că începe să mă doară, eu fac urât. Adică se auzea în toată sala aia. Păi, și începea o nenorocire din asta și nu se mai putea face nimic. Adică era clar că nu. Eu jumate înjuram, jumate făceam. Jumate înjuram, jumate făceam, înțelegi? Dar servești orice? Absolut. Adică ai un șoarece care îți mănâncă toată mâncarea din stomac? Da, orice. Mai puțin ciorbă de burtă. Aici ne-am pierdut. Uite cum s-a auzit. Mai puțin ciorbă de burtă și piștie. Aici ne-am pierdut, că păreai orice. Ok până cât au trecut o oră și da, păreai bine, da. Păreai aici bine. Da. Dar în rest, da. Dar ciorba de burtă de ce? Nu-mi place, nu-mi place mirosul ăla de burtă. Și am încercat, toată lumea mi-a zis, mai pui aia, vezi că nu miroase, burtă, că nu știu ce. Usturoi, bun, nu și pot. Piftie? Și nici piftie, nu pot, nu. În rest servim orice, pe dulce, pe astea? Orice, da, orice. Nu facem rabat de la nimic, că doar vorba aceea, o viață avem. Da, și pe aia o trăim într-o dietă. Da. Bun, și din astea la alte, pe sport, nimic?
Adică să mai ieșim și noi la o bicicletă, să mai la o rolă, la o astea. Tenis, am făcut și când eram mică tenis de câmp și recent, de anul trecut, mi-am luat un antrenor, am făcut câteva și cu antrenor de tenis, după care nu m-am mai dus pentru că mă încurcă foarte tare programul. Adică la mine e o mare problemă cu chestia asta, sigur că este și o scuză. Da. Dar, în general, nu mă pot ține de lucruri pe care trebuie să le fac săptămâna. Să zicem că zi, băi, în fiecare săptămână, de la 10 la 12, eu mă duc să fac sport. Sau în fiecare zi de la... Pentru că se întâmplă. Să mă sunt tu, hai să facem un podcast. Hai că mă sună nu știu cine. Arunci pe mine acum, că din cauza mea nu... Păi, dar nu eram... Bun, dar, păi, dar tu când m-ai sunat, unde eram? Nu eram la sală? Da. Nu ți-am zis? Că da. Tine m-ai încurcat eu, miercurea de la 7 da. Aveam sală. S-a unde mă chem tu da. Pe mine la pune, podcast? Pune-o pe aia de 180 de kilograme, nu mai trage cu 100 pe aia 15 sau 100. E da. Sau nu e așa? Da. Dar fii atent, te sună Stegereanca, Diana Stegereanca. Așa. Da? Și zice așa, sus aia faci întâi o poză, da. Că știi, faci o poză la burtă și la... Da. Fese, da. Că așa face ea. Și program acasă, tăticule. O lună de zile online acasă. Și ea îți dă din alea pe Facebook. Băi, am încercat asta, trebuie să-ți povestesc că de curând eram cu o tipă care face sport acasă și am vorbit cu ea și am zis, băi, gata, vreau să mă apuc și eu, intru să facem sport. Și am zis, gata, intru. Și bineînțeles că erau acolo 7 fete care tot făceau și făceau, știi? Și cu fata aia care ne spunea și acum faceți da. Așa. Și acum vreau să... Eu i-am zis, băi, eu n-am gantere în casă. Iei două sticle, le umpli cu apă. Mamă, mă zic, mie mă rușine de mor acum să mă vadă fetele astea aici în online, ele toate cu gantere pregătite. Erau toate acolo, eu lângă. Dar măcar toale aveai? Aveam. Bun. Niște cârpe am găsit eu să le pun pe mine de sport. Și m-am pus acolo, am făcut 20 de minute și acum în coserie și la un dat mă tot îndepărtam așa și ele ziceau, mai ești acolo? Da, da, eu eram sprijinită de canapea și ziceam, eu le fac aici mai lângă că mi-e rușine. Nu cred, ba, tu da. Plecasești din cadru de mult. Da, eram din cadru, eram sprijinită de canapea și mă uitam la televizor. Și el acolo, deci unu, n-am mers nimic, da. Doi, nu, n-am mers, am sprijinit canapeaua aia, mai ești? Da, da, le fac lângă, sunt aici. Păi și-a urmică? Păi șaormică, șaormă, merge cu de toate. Dar apropo de, fii atent, că uite, o legăm acum, că acum am amintit de ea, apropo de echipament și de chivuță. O să zici, păi ce poveste poți să faci cu asta? Fii atent, da. Ascultă-mă un pic, uite-te în ochii mei. În 1968, așa. Mergem la Olimpiada de la Grenoble, Jocurile Olimpice de iarnă. Așa. Deci de iarnă, nu asta e Olimpiada asta de Jocurile de vară. Și acolo câștigăm o medalie de bronz, singura din viața noastră la Jocurile Olimpice de iarnă. Uh-huh. Da? Bun. Portdrapelul, știi că se duce cineva cu portdrapelul, este o fetiță, Beatrice Uștiu, de 11 ani și 152 de zile. Așa. Care a fost la Jocurile Olimpice. Dai seama, cichitină atâta cu 100 de ori. Patinatoare. Uh-huh. Da? Dar care se făcuse baremul de seniori. Deci a bătuse pe toate în România asta de 18-20 de ani. Așa. Bun, stau acolo, patinatoare. Ăsta îți dai... Bun, și nici măcar n-a ieșit ultima. Adică din toate așa, ea ieși pe locul 23, dar nu asta contează. Se întoarce acasă. Da. Din păcate, mama, tata decedează și așa mai departe. Și acum o întrebăm, unde este echipamentul ăla? Că în istoria omenirii, o singură fetiță de 11 ani și 79 de zile a fost înaintea ei. Deci noi avem a doua sportivă ca tinerețe, ca cel mai tânăr sportiv din istorie, a participat la Jocurile Olimpice. Bă, nenicule, e o chestie. Uh-huh. Și a zis, domnule, a bătut o chivuță la ușă? Da. Când eu aveam vreo 19 ani, că am întrebat unde e echipamentul ăla de la 11 ani, că era o păpușică ea, practic, da? Da. Dusă la Grenoble la Olimpiadă. Tu gândește că stremură chiroții între strada de aici, pe partea de altă, dar stai la Jocul Olimpic, unde 3000 de sportivi cu tine. Singura fată din lot. Mamă, ce tare. S-au făcut la Ceaușescu, aia, bă, să poată să meargă și mama. Că nu, cine are grijă de aia la 11 ani, a ține bunii la Grenoble? Bun. Și a venit chivuța acasă. A, bă, dă și mie așa cu tare. Bă, ce... Aveam vreo 17-18 ani, am făcut un balot așa de haine și am tras și costumul ăla. L-am agățat din greșeală. Și când i-l-am dat, mulțumim cu tare și sănătate. S-a pierdut costumul celei mai tinere sportive din toate timpurile din România, participantă la Jocurile Olimpice. Cam întrebat, s-a pierdut și a zis, bă, fizic nu s-a pierdut, dar... Da, cine s-a pierdut, știe, da. Dar cine știe cine are această... Da, cine vei, ce asta, mă, și-a aruncat-o și așa mai departe. Mamă, da? Apropo de chivuță și de... Da, apropo de asta de costum, că mi-a adus aminte o chestie care mi se pare tare, că eu în două loturi am o vestă de bărbat pe care o pun pe deasupra rochei, că sunt mai multe fuste și roche și nu știu ce, care este vesta lui Marin Moraru din Tache Ianche și Cadre. Nu. Păi da, și acum ne zici? Da, joc cu ea. Și scrie pe ea în spate aici, Marin Moraru. Cum era pe vremuri, se scria cu un da. Fel de jucată creion. Cu... Mi-a Gigi Dinica, tu da. De dracu? Da. Și cu Radu Beligan. Da. Radu Beligan care pleca cu Dampuri cu mașina, Dampure, cum zic eu, și îl conducea, la 92 de ani conducea domnul Beligan, știi? Și domnul Puric în dreapta. Și au mers așa,
20 de kilometri prin București și ploua, ningea și la un moment dat domnul Beligan, știi, domnul Puric, bă, Puric, tu vezi ceva? Că de când am plecat eu nu văd nimic. Da, trecusere prin jumătate din București. Ei, a zis. Și cu Nea Gigi, bine, cu Nea Gigi Dinică sunt imense, a zis că unul dintre cascadorii, când luau bani, împrăgeau la Atlantic acolo la bar și a băut 4 ore în care l-a făcut Nea Gigi pe ăla la tocat. Ești un dobitoc, beau cu toți dobitocii la masă. La tocat, nu, omul nu cea nimic, era cu mani. Și s-au dus la baie. Și când s-au dus la baie, l-a trântit ușa așa, Nea Gigi, tu-i Crist, dumteic, ne, te omor aici. De 4 ore m-ai chemat aici, de ce, să-ți bagi joc de mine? Ok, dând banii m-a ta cu tare, m-ai făcut mojic, tâmpit, cretin cu tare. La care Dinică, îi beau de 4 ore, a zis, bă, vino să te pup pe frunte, ești primul care spune adevărul în față, dă lepre, m-am săturat, bravo, lovește-mă. A zis, m-am săturat, că ea toți erau, maestre, ești imens, ești uria, și a zis, mă, ești primul care are curaj să-mi spună, că te omor, maestre, te omor, că nu mai rezistă, lovește-mă. Hai. Deci Dinică Beligaș cu ea și ai... Am Vesta, da, adică ai, am grijă jucat de cu ea. Nu, nu o am acasă, da. Am jucat cu ea, e la costume, la teatru, dar e, a fost așa, am făcut probe de costume și pentru că nouă ne trebuiau niște costume vechi, din, adică să arate super ponosite, ne-au dat din magazia de costume a Teatrului Național. Și atunci am văzut când am probat-o, că scria Mari Mora, și am întrebat și mi s-a spus un că selfie cu asta n-ai fi făcut. Ai făcut? Am poze, cred că am poze, da. Păi și nu pui, bine, nu-ți dă nimeni inimii arădaie pe Instagram, da, nu? N-am. Și uite și pe asta. Am, cred că am poze, da, cu ea. Da, foarte mișto. Mamă. Marinuș Morar. Da. Puh, e fără, m-ai lăsat așa un picuț să da, joci cu... Cu Vesta aia, da. Bine, pentru noi două loturi e birlic. Birlic pe lustră. Și observatorul și viceversa, da, da, da. Și... cu aia... E mișto și montarea asta, e foarte frumoasă montarea. Vine asta lumea la teatru? Da. Știi, din revista Cinema, zici că da, suntem reporteri de la Cinema. Da. Mai vine lumea la teatru, stimată? Vine și mie mi se pare că vine bine. Da, Brezoianu, știi cine a fost? Ion Brezoianu? Da, ia fi atent. Fii atent acum că știe. Da. Care a, domnul cu strada, da? Da. Despre da, să discutăm. Cu tipografia Universul, nu, da, da, sau ai că nu, Brezoia nu e aia, da. Da, da. Nu de e tipografia acolo? Universul, ba da. Da. Aia de la... Dar n-a fost actor, nu, sigur nu. Asta știu sigur că n-a fost. A fost unul dintre șmecherii, dar... care a făcut învățământul românesc rural. Deci pe el îl trimiteau tot timpul să organizeze într-un județ, într-o plasă, cum era pe atunci, să facă treaba asta în județul ăla. Și venea cu 230 de școli întemeiate. Și eu am rămas tot proastă, vezi? Da. Ea pleca, plecau acolo, da. Brezoianu cu tipografia Universul acolo, acolo să tipărea... Bă, având în vedere că nu mi-a lăsat nimic, mi se nu pare, ți-a lăsat. Nu mi-a lăsat nimic, adică de ce să-mi... Na, asta e, n-am avut legături. Bun, stai la liceu, că trebuie să mergem la școala, da, generală. Așa. Deci am zis și de la liceu, da? Cu where are you go? Da, where are you go, my lovely? Where are you go? I wanna know, my lovely. Deci ai fiart așa pe engleză. Da, mare materia, da, mea preferată. Să nu se engleză, scurtă engleza. Da. Așa? Tatuaje de unde le ai? De unde? Da. De la tatuator. Da, de la oamenii ăștia care mă mai tatuează pe ce mine. Ce e acolo? Ceva, dar nu pot să-ți arăt. Că, deci eu de fiecare dată când mă duc într-un podcast, să mă moare maica mea. M-a aflat de la Bobonete din podcast că am făcut școala de motociclete și nu m-a atenut. Ai făcut școala de motociclete? Da. Și umbli cu pe două roți? Deocamdată nu umblu pentru că nu am apucat să dau traseu, pentru că s-au închis când am dat eu sala, deja nu mai erau locuri. Și te vedem cu... Să zicem că nu, dar da. Să zicem că... Teoretic nu, practic... Da. Da. Am înțeles. Ne iertați, doamnă. Ne iertați. Da, îmi place. Adică faci așa ca șmechiria pe filme... Bă, nici chiar și cântă aia... Tan-dan, tan-dan, pleacă Tom Cruise cu aia cu... Take my breath away, dan-dan, nu? Nu, nu. Merg ca o bătrânică. Pe motocicletă? Pe motocicletă. O bătrânică care din Germania, care, da, a mers numai la farmacie duminica, când își mai lua medicamente. 30-40 subțire, ușor, așa mă fofilez. Ce ți-e o mobră sau ce ți-e? Da, o... da. Îmi iau o motocicletă normală. Dar ce ți-a băgat nebunia asta în cap? Adică mașina nu ne mai place? Bă, ne place, nu știu. Am avut ambiția asta să fac școala asta. Simțeam că vreau să fac ceva ce, nu știu, mi se pare că... într-un ultima perioadă așa din viață am trăit așa, parcă m-am... nu sunt tot timpul așa foarte atentă să nu fac aia, să nu fac aia. Parcă... Nu-ți place. Dar de gătit gătești? Ei, gătesc. Iartă-mă. Ei, gătesc. Te-ai la montaj nimic? Nu.
Mai găteam, da, găteam. Adică acum dacă sunt singură nu gătesc. Dacă, na, pentru cine să... Mi se pare că... Pentru cine să gătesc? Păi nu? Când gătești, vrei să gătești pentru cineva. Adică să gătești, să ai prieteni invitați la masă, dar să-mi gătesc eu singur așa... Mă vezi pe mine să-mi gătesc? Că nici nu înțeleg rostul. Te pui singur, mănci acolo, zici, ai, am gătit, mă apuc, mănânc. Păi stai că vine ea cu dragobetele astea, trebuia să... Deci tu trebuie să faci un companier sentimental și după aia să gătești? Da, păi altfel ce sens are, sincer? Nu. Are vreun rost? Hai, noroc și pe chestia asta. Știi cum zicea? La ce să gătești? Păi n-am dreptate. Să mănânc singură. Dar nu ai prieteni? Ba da, am prieteni, și dar ei tu nu crezi poate că să îi chem să mănânce pe banii ei mei? Ei nu poate să mănâncă? Tu crezi că eu îi chem păi să mănânce cheamă? Pe banii mei? Am înțeles. Deci ești fiartă pe astea cu, cu comenzi, cu astea, că trebuie să mănânci da, tu ceva. Am abonament de la Prime. 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 Vine băiatul în 10 minute la ușă, o să rămână da. Ilona. Te-mi cunosc pe toți, sunt prietenii mei, cei mai buni sunt curierii, toți. La televizor te uiți la... Ai timp să te uiți la ceva la televizor? Mă uit doar pe Netflix și la seriale, nu mă uit la televizor. Adică la... Și mă uit la știri, în general. Și da, adică să fiu așa la curent cu ce se întâmplă cu situația... Dar, de exemplu, în fotbal pricep ceva? Cum să nu? Ții și cu vreunii după aici? Nu, nu țin cu nimeni, dar înțeleg termenii, adică nu sunt genul ăla care se uită la fotbal și se gândește că e dar un meci care fotbal? Se duce. Nu mă uit frecvent, dar dacă sunt meciuri importante, mă uit. Adică cum e un meci de ăsta în care joacă România sau ceva, da, mă uit. Finală de Champions League sau astea, adică... Astea nu. Nu. Acolo deci e... pe Românica să fie. Da. De Messi, dacă te întreba cu, de exemplu, unde joacă, știi? Messi. Concentrează-te un pic. Nu e unde crezi tu. A jucat acolo mult și a plecat. O să zic o tâmpenie, unde joacă, la... Zi. Nu știu, mă, de unde să știu. PSG. Unde sunt Florie? Paris Saint-Germain, cum sunt Florie? Ce e asta? PSG, Paris Saint-Germain. Nu știu. Nu. Dar Cr7? Ce e Cr7? Cristiano Ronaldo. Unde joacă? Da. La Barcelona. La Barcelona. Hai, mă, să mergem, că e târziu. Ziua, unde joacă? La Manchester United. Păi de unde să știu? Am înțeles. Ai început cu... Da. Dar să știi că dacă vrei să intrăm și în detaliul ăsta, am jucat la pariuri la un moment dat. M-a învățat pe mine cineva. Cum se pune la pariuri? Că trebuie să nu, pui... Nu, 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 refuz să cred. Așa, bun. Că pui cota cea mai mică și că asta de fapt e... Na, dacă pui cota mai mică înseamnă că ai șanse mai mari să câștigi și după aia ți se adună toată cota și nu știu ce, dar nu știam să pun 1, pauză, 0, final și nu știu ce. Puneam doar cine bate. Și îmi făceam un bilet din ăla cu 7 din aia, aveam o aplicație pe telefon, băgam acolo meciurile așa și auzeam când dădea gol, știi, mă făcea așa. S-auzea. Că nu jucai pe egal sau nu, pe astea? Nu, deci nu știam să joc decât... Ziceai numărul... Ziceam așa, numărul meci, 131, așa. Da. Bate Barcelona, exact. 132, bate Atletico Madrid. Exact, exact, așa făceam. Cred și că era acolo... Meciuri, așa. 7-8 meciuri puneam pe un bilet și mă duceam acasă și vedeam, gata. Hai și după aia zbingănea ăla? Da, zbingănea ăla când dădea gol. Că băgam acolo ce Doamne, meciuri aveam. Doamne, aș fi vrut să fiu o mâță și atunci. Bun, și ai câștigat vreodată? Niciodată, dar am... Dar... N-am câștigat niciodată, dar am avut da. Șansa să câștig. Ai avut șase dinari sau câte? Mă mai scotea cât un meci. Ascultați că știe și expresia. Știți că nu-i vorbită nimic înainte. Dragi prieteni de la Unibet, n-am vorbit nimic înainte. O mai scotea da. Cât un meci. Eu am întrebat la un moment dat cum se pune. Și mi-a explicat cineva că, uite, cota asta înseamnă că ți se mulțește câștigul cu atât și... Înseamnă că are șanse mai mari să câștige. Corect. Da. Adică o plezneai dacă băgai un milion, da. O loveai rău. Da, 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 da. Păi asta și așteptam, dar n-am pleznit-o și am zis gata. Nu și mai cât a durat acest experiment câte în viața ta? Nu, doar rar. Făceam asta, mai pune la, nu știu, adică o dată la ceva vreme mai cea mai puneam... Na. Uite, nu, era să, un... Să vorbim noi cu oamenii adică că... Adică eu n-am jucat niciodată ceva să zici, băi, vreau să câștig neapărat și să mă țin de treaba. Dar la loto sau la asta ai câștigat vreodată viața ta? N-am câștigat niciodată. La loto mai puneam, da, cu ani de zile și tot așa, din când în când. Dacă deci numai muncă cinstită? N-ai câștigat astea concursuri? Niciodată. Un tranzistor, o excursie la... Dar n-am câștigat un capăt de ață în viața mea, nimic, la nimic. N-am câștigat nimic. Deci numai muncă cinstită? Da. Totul. Dar fii atent, întrebare de om deștept. Când mi s-a părut că am câștigat ceva, de fapt am pierdut. Dacă vrei să povestesc cum, ia, de exemplu, stai, nu știu că aici, am povestit... Aici e Socrate, iar. Da. Deci când ți s-a părut că ai câștigat ceva, da. De v-ai pierdut... Da. Adică, de exemplu, la un moment dat, eu aveam un card, nu știu dacă m-ai povestit asta, dacă n-am mai povestit-o, eu cum ți-o povestesc ție. Aveam un card la facultate, când intrasem, îmi dă seama că am un card de-al ei. Pentru că eu nu aveam card pe numele meu. Și mi-a dat maică-mea un card să-l folosesc. Îmi punea banii de facultate. Că îmi punea bani acolo, pe lună, pe săptămână, nu mai țin.
Și a zis, uite, iei cardul ăsta și așa. Și am zis, bine. Și m-am dus într-o zi la bancomat, am băgat cardul acolo să-mi scot banii de școală, da, de, pentru săptămâna care urma, de așa. Și am văzut 30 de milioane pe card. Și eu m-am gândit, zic, m-a făcut banca o greșeală, trebuie să-i scot repede ca să îi, știi? Deci, atunci mi s-a părut că am câștigat. Cetățeanul cinstit din tine, da. Da, și mi s-a părut și că am câștigat. Da. Am zis, băi, s-a întâmplat asta, uite, îmi surâ de norocul pe ziua de azi, am 30 Doamne, de milioane pe care. Doamne, îți mulțumesc că existi cu adevărat. Băi, 30 de milioane, atenție, erau 30 de milioane. Păi sunt lovele și acum, 30 de milioane. Când mă duceam la mine la școală, acolo la barul ăla, luam tot barul, cumpăram tot barul cu 30 de milioane. Tot, șapte feluri de... Și ce nebunie făceam. Că te, uite, te, deja a început să tremur, da. Da, bun. Și m-am pus, am scos banii. Ai ras tot 30? Nu, i-am ras. Și cum am reușit să plec de la bancomat, era și un băiat acolo lângă mine care întotdeauna zicea, te rog frumos, dă-mi și mie niște bani, că sunt amărât, că nu știu. Și am zis, bă, crede-mă că n-am nici eu. Am băgat, am scos ăia 30 de milioane, am plecat, ăla nu mai era acolo. Zic, ia uite, bă, nu i-am dat și lui ăla niște bani, eu acum care am, nu i-am dat și lui. Că eu mi-a surus norocul acum și am 30 de milioane. Bravo. Trebuia să-i fi dat și lui. Și plec așa și eu sun pe maică-mea după drum și zic, băi, să vezi ce s-a întâmplat. M-am trezit cu 30 de milioane pe card. Și ea zice, te duci înapoi imediat și îi pui la loc. Că ea sunt bani pe care mi-a trimis mie taie că tu că trebuia să repar mașina sau nu știu ce mi-a zis. De ce nu m-ai sunat înainte? Zic, stai mă, femeie, nu erau banii mei? Nu, sunt banii care îmi trebuie mie. Mi-a pus taie că tu din greșeală pe contul ăla, du-te și pune-i înapoi acum. Deci am fost bogată pentru 10 minute. Deci de aia. 10 minute a durat bucuria aia. Atât. Și m-am dus înapoi. Te-ai tăiat ca maioneză. Stai, m-am dus înapoi, am întors, dar la primul sens giratoriu am întors. Pac, frumos. Dar n-ai fost ca Upi Goldberg în Fantoma să trăgeai de bani, aia trăgeai și tu, să-i bagi așa, să tragi tu, să bași cardul, să tragi o mână înapoi? Doamne. 30 de chiftele, 30, mult. 30, da. Era, atunci, da, adică, când erai student, erau bani mulți. Evident. Nici la lotul astea 6 din 49 nimic? Nu, n-am câștigat niciodată nimic. Robingo, scrable. Nici 4 numere nu mi-au ieșit niciodată. Bun. Coborând, suntem la școala generală acum. Da. Fii atent, la eu... școala generală, cred așa, că am fost primul copil din clasă care a copiat la dictare. Tăiem asta la mond. Deci tu copiai de mic copil? Băi, la un moment dat, da, am copiat prin clasele primare. Fiindcă voiam să văd cum e sentimentul ăla de așa de adrenalină, știi, chestia aia să... Și am luat 1. Te-a prins? M-a prins și am luat 1. Da. Deci iată-o. Da. Dar stai un pic. În clasele născută primare, în București. Nu sunt născută în București, născută în Giurgiu. În Giurgiu? Da. Păi vreau să trebuie să corecteze alea, peste tot apar născută în București. Nu. Unde? Eu de atea. Uite, ți arăt cum. În adevărul, ai interviu. Păi au greșit ei. Născută? Au greșit. Deci da, eu te întrebam de mineri. Nu. Deci în Giurgiu, da. Știi să noți? Da, da. Pe Dunăre, pe astea? Da. Dar la pescuit? La pescuit, da. Fică a Dunării și? Da. Știu să pescuiesc. Da? Da. Îmi place să pescuiesc. Taică mi-o mergea des la pescuit și mă lua cu el, deci da. Știu să pescuiesc, știu să bag momeală în așa, știu să arunc și cu mămăligă, așa stai. Bun, da. Să plantez acolo mămăliguța unde vrei să se ducă, știi, țac, țac, țac. Și te duci pe barcă cu astea, cu treburi? Măi, nu m-am dus niciodată pe barcă, nu. Doar de pomal? Doar cu taică-miu așa mergeam. Arunci cu lanseta, adică, sau dai așa să înveți râma să noate? Cu undița pescuiesc, undița. N-am, taică-miu cu, e cu lansetele, dar nu, aia nu știu să dau cu lansetă, nu știu, dar cu undiță din aia și cu plută, mă stau acolo cu orele, mă uită sfinții, dacă mă duci la pește, n-ai treabă, nici nu mă auzi, nici nu vorbesc. Erai copil atomic? Da, am avut momente când am fost și copil atomic. Ai genunchii terminați? Nu. Adică nu cădeai am că... Am nasul terminat, am căzut după o bară. Am făcut un concurs, l-am câștigat. Am făcut un concurs de să te iei pe bară, știi? Era o bară de... Era bătător de covoare. Și sau ce căzut. Bară? Și ai căzut? Nu era bătător de covoare, era panou de basket. Știi? Și noi făceam în pauza de la școală un... Să ne dădeam pe bara aia. Ne bălângăneam așa, știi cum? Da. Și am căzut, s-a dus priza eu odată. Am rămas ultima și am zis, eu nu plec de aici până nu câștig concursul ăsta. Îți dai seama, era toată lumea în clase, deja ea intraseră în clase, că stăinase pauza. Numai eu mai eram agățată de bara aia. Nu mai aveam ce să câștig, de fapt, înțelegi? Am înțeles. Și am căzut, și iată, ai câștigat o căzătură. Am câștigat această căzătură care mi-a și ciopârțit nasul până în ziua de azi. De boxier, se zice, știi? Da. Nas de boxier. Cu o deviație de sept periculoasă și nenorocită. De atunci? De atunci, da, mi l-am rupt atunci.
L-am rupt. Și am plecat de la școală. Deci nu ești căzută. N-aveai telefoane, n-aveai nimic. Nu ești căzută în cap. Ești căzută în nas. În nas, exact. Și am plecat de la școală. Aveam din asta o cămașă albă așa, era toată. N-a mai fost așa, albă. N-a mai fost albă și am plecat pe jos, bineînțeles că na, unde se duce? Am plecat pe jos până la maică-mea care lucra la spital. A, te-ai completat și frumos. Și am zis, hai că mă duc până acasă, dacă e, mă duc până la maică-mea și pe drum am întâi cu sormea, care era la liceu, cu sormea cu 10 ani mai mare. Și te-a văzut așa. M-a văzut așa, și a zis, unde te duci? Păi mă duc până la mama, că mi-am spart nasul. Bine, hai du-te. A intrat aia, s-a dus la ore, n-avea nicio treabă. Dar aveai pampoane? Sau cum erai? Nu, mai mult coadă cred că aveam, nu prea aveam pampoane, nu mai țin minte. Băiețoaică? Sau cu păpușele, cu astea? Fost. La un moment dat am fost. Eram o combinație dubioasă între... Vara o petreceam foarte mult la bunici, bunica mea era din Focșani și acolo aveam numai băieți și jucam foarte mult fotbal, jucam foarte mult, adică eram numai cu băieți și cumva după ce mă întorceam după o vară din aia, da, eram. După care mă întorceam la Giurgiu unde umblam și eu cu fetițele și ne jucam cu păpușile. Ai avut păpușele, da? Mixam așa, am avut și păpuși, da. Dar mare parte din verile mele din copilărie erau la țară, acolo unde păi asta, numai am ajuns erau. Aproape acolo la copilărie. Copilărie frumoasă? Jucam voleuri din alea. Știi ce bine joc tenis de picior? Pe bune? Da, foarte bine, dar joc, adică joc. Adică nu dau pe lângă. Da. Și voleurile erau aia când luai, știi, din venea mingea și trebuia să nu cadă și o luai de pac direct vinclu. Pac. În colț acolo, știi? Aveai și tenis din dotare și tot frumos, adică nu. Nu aveam tenis, nu. Păi și cu ce jucai? Cu Adidas și cu ce aveai? De unde tenis din dotare? Păi ce, aveai bandă tenis? A crezut că ai de ea de crampoane, da. Că erai profesionist. Păi cine, mă? Păi erau crampoane ăla... Păi pe vremea aia crampoanele erau de-alea. Aveai din piață, nu? Care dacă pe cineva... vremea aia, mă, că ești după 90? Păi da, mă, dar câte găseai după 90? Că nu mai găseai numai... Deci tu ești un fel de născută liberă în 90. Da. În România liberă. Da. Doar că eu, fiind și din Giurgiu, acolo lucrurile s-au... Aici a ajuns revoluția mai greu la voi? A fost și la... Nu, dar mă refer că nu știu cum s-au schimbat poate lucrurile, poate în București se întâmplau mai multe lucruri la un moment dat. Ai băut tec la viața ta? Da. Ca lumea? Ca lumea, ăla. Ca lumea să bei, adică să te vezi ca la radiografie. Da, și am prins inclusiv tarabele alea, adică cum erau tarabele cu dulciuri și cu astea, știi? Da. Nu știu când... Canibon, Jelibon, toate bombele. Mamă, alea. Deci mi-aduc aminte când a apărut primul supermarket. Băi, supermarket. Da. Cu casă, cu coș. Intrai cu coșul ăla. Băi, cu coș. Era ceva wow, adică de la tarabele alea unde te duceai acolo și aveau numai jeleuri și niște mingi de alea atârnate și trei lulele de... Colecționai ceva când erai mică? Să strâng surprize, capace. Știi ce făceam? Făceam albume din astea cu apțipilduri. Păi, de unde le-o da? Cu apțipilduri? Da, de la Rodipet. Erai de la Rodipet. Aveai albume de... la Rodipet și te duceai și cumpărai de la Rodipet. Mai nu apțipilduri, timbre. Nu timbre, mă, timbre erau pe vremea ta. Lasă-mă, faci cu timbrele tale. Nu timbre. Ce ai invitat? Nu timbre. Apțipilduri? Da. Cum apții? Da, astea de le lipeai. Da, mă, din alea și aveai album și lipeai de aia. Făceai tot albumul cu personaje, cu ce erau din astea făcute gen de Panini, Disney. Gen alea de fotbal, da. De fotbal făceai tu, eu făceam cu fetițe. De fetițe. Făceam cu prințese, cu nu știu ce, ce mai erau. Desene și așa mai departe. Învârteai pe casetă? Ai prins caseta acolo la Walkman ca să nu derulezi, să consume bateria? Deja ai dat la Pix. Da, am dat la Pix, am dat la... Da. Aveam după aia primul castofon cu CD, a apărut această video, chestie. Video, știi ce video? Da. Ai prins și video? Am prins și video, am prins și jocul ăla pe televizor. Nu cred! Cu manetă din aia, cu capătul roșu, așa. Nu și cred! Și cu... Și cu rațele, aveai una de împușca rațe, un joc. Știi ce zic? Da. Nu? Și împușcai rațele. Tetris ai prins de ăla sau da? Nintendo? Și din alea... Și Nintendo. Eu am trăit toată perioada asta, cumva toată tranziția asta de calculatoare, de mir. Copilăria ta e în 2000, frate, nu ți-e rușine. Ești tânără. Cu calculator, apărut ești... Pentium-ul, toate astea, ești toată obraznic revoluția de tânăr. Asta. Da. Dar tot tu ți-ai făcut buletin în 2004? Da, să știi că mie îmi place chestia asta. Da. Da. Dar iată, am și schimbat un buletin. Două, unu, nu știu. Am schimbat oricum. Păi și eu mai am puțin și mi-l face pe la veșnic. Mi-am schimbat și permisul. De la 60 de ani colorul, bai, ți-l bai, faci. Ți-l dă să-l ai până la sfârșit. Mai îți dau o dată dinții, bai, știi, înțelegi? Adică ultimul ți-l dă pe viață. Da, nu mi-a luat și loc de vest, să fiu sigur.
acolo. La Belu ți-ai luat? Nu, în țețeme, la mine, acolo și la... Uite, ieri mă întreba cineva dacă vrei la Belu, e 10.000 un loc pe Alea Artiștilor. Ăla e cică-n dreapta pe... Da, pe Neagin, nu. La mine, acolo și în... Da? Dar e o investiție... Eu ieri am avut așa un puseu de ăsta, să zic, cât mă, 10.000? Pe Belu, acolo, pe Alea aia? Păi și cine mai vine, mă, la tine? De ce că... Știi că în perioada interbelică exista acolo la Belu concurs imens de pescuit băști de doamne. Veneau doamnele, nu știi? Doamnele, concurs imens era. Cum adică? Veneau cu să suiau un copac cu undiță și cu ac. Și veneau toate doamnele care jeleau la mormânt și ei de sus de acolo hoap le luau căciulimit. Mamă, erau nu cred asta. Și după aia le vindeau acolo în groapă la... Cum? Serios? Era concurs imens, pentru că veneau toate văduvele îmbrăcate în mașină și jeleau acolo și de durerea gelitului. Nu mai simțeau. Și hop, așa de sus, hop, o trăgeai pe partea altă și dacă simțeai, cum îl prindeai pe ăla? Trebuia să o colegi jumătate de cimitir ca să poți să ieși afară. Unde? Era un fric tropical, înțeleg, le îngheța la babe urechilii și hop, ăia plecau și după aia... Mamă. Vindeau aia, Astrahan, ce aveau? Vulpi, vizoni, pârși. Ai văzut că au dat ăsta știrea astăzi bursucii care ne-au invadat? Ai invadat bursucii Bucureștiul? Da, bursuci. Sunt bursuci? Da. În București? Da, viezure, pe strada fizicienilor. Deci omul a ieșit cu carte. Bursucul știe și carte. Băi, lasă. Păru bursuc pe strada fizicienilor. Astăzi? Astăzi. Fai de capul meu. Ai grijă. Dacă îl prind, îl nenorocesc. Nu, vorbesc foarte serios. Păi și unde ne ducem în situația asta? Deci nu mai e ursul, și asta e bursucul, tăticule. Azi, l-a văzut ceva azi. Asta, cu poză, mie cu tot. Cred, cu poză. El e mai pervers bursucul, căci că doar în perioada din perechere umblă după bursucă. Da. După aia naște și el... Dar mușcă, nu? Mușcă. Dacă te prinde. Deci că e animal curat, viezurile alea. Adică n-are cum să mă muște pe mine. Tu nu ne-ai zis de... Bă, de asta eu nu mă ating. Tu n-ai zis de ăla. Ai apă caldă acasă? Am cam centrală. Am centrală, deci da, am. Am înțeles. Asta a fost un... Când m-am mutat a fost un... Da. Un obligo să am centrală, fiindcă știam că urmează ceva rău și plus că îmi doream să am centrală. Toată viața mi-am dorit să am centrală. toată viața mi-am dorit centrală, frate. Deci nu e nimic mai frumos pe lumea asta decât centrală. În primul rând îți faci câte grade vrei tu. În al doilea rând ai căldură la discreție, apă caldă la discreție. Păi face ușii. Știi cum se zicea? A venit apa caldă, a venit de aia rece. Da. Știi că noi ăștia din militar suntem refugiați termic când plecăm în alt cartier. Așa se zice, că suntem refugiați termic. De ce? Pentru că noi n-avem niciodată căldură și apă caldă în militar și atunci când te duci în alt cartier, a venit și refugiatul ăsta termic. Am stat în Crânga și era o garsonieră și era la etajul 10 și trebuia să aștepte fiecare dată 20 de minute să vină până la mine apa, că nu venea până sus, înțelegi? Până lângă faptul că iarna nu venea nici căldură acolo, că na, până ajungea căldura iată, la mine, se pierdea pe drum. Da. Și până îți făceai o baie, păi stăteai, nene, nu știu ce, de multe ori, așa. Mi-aduc aminte că a fost un revin în care a oprit ăștia apa și am încălzit la oale cu apă să mă spăl de amâne. Și acum stai la Chiaburi? Acum stau la șmecheri. Mă, deja sunt la avansați. Am înțeles. M-am mutat central, cu centrală. Și am ajuns la naștere. La naștere? Păi nu, că acolo a zis că ajunge. Cât? Da. O oră jumătate. Da. Nu mai țin minte nimic. De acolo nu țin minte nimic. Nu. Dar știi că se zice că, uite, de exemplu, că viața unui om, cariera, sau cum vrei să spui, depinde foarte mult dacă în momentul când a venit acasă de la maternitate a văzut sau nu o bibliotecă acasă. Așa. Știi? Da. Că așa se zice. N-am zis-o eu, a zis-o la Edmondo de Amicis. Așa. Mai ți-aduce aminte? Ai văzut bibliotecă? Nu mai ții minte, nu? Nu mai țin minte dacă am văzut, dar aveam, sigur aveam. Contează avut, asta. Aveam. Biblioteca am avut. Adică la mine în casă cărțile erau acolo. În bibliotecă. Da. Bun. Acum alea tradiționale de aia. Ce întrebare ai fi vrut să auzi și nu ți sau să zici ce nu s-a spus despre tine? Dă-ne o bombă. Șoc, șoc, șoc. Bă, eu totuși nu înțeleg, mie mi se pare oricum incredibil faptul că, mie mi se pare că n-am, adică de fiecare dată când sunt chemată la un podcast, tot timpul mă întreb, bă, asta cu podcastul ar trebui să vină cineva care are povești. Mie mi se pare că n-am așa povești de spus, știi? Mi se pare că tot timpul am trei povești pe care palea le fac roată. Deci că ai umblat cu pâine și cu un praz în astea de casele de pariuri, nu ți se pare poveste. Că intrai tu, da, și ziceai. Deci tot timpul că mai găsesc ceva. În bârnă de pe ăla, nu ți se pare. Mai găsim niște povești, dar n-am... Ce vrei să-ți aducă dragobetele sau cine? Ce vine acum? Moș morțișor ăsta. Da, o să sune clișeu, dar nu-mi doresc nimic decât să... Sănătate și asta, sănătate s-a dat. Sănătate s-a dat, s-a luat. Nu îmi doresc lucruri materiale acum. Nu materiale? Ăsta, nu. Păi și materiale cum sau? Asta sănătatea e la... Dar nu-mi doresc nimic, nu vreți, băi, mi-aș dori COVID-el asta ai avut? Sau asta. L-am avut l-ai în avut octombrie. Pe COVID-el? Da, acum, în octombrie, l-am avut chiar COVID-el ăsta.
mai upgrade-ul. Da? Am avut Delta. Te-a zlucinat? Bine, ce a vrut să mă trântească. Da? M-a luptat până am pânzele albe. Uite așa m-a făcut în fiecare zi, ziceam, nu, aoleu, știu ce ești în corpul ăsta sănătos. Știu ce, da, știu ce întrebare, Renuța, aia tradițional. Vine-te și zacuscă de la mama puse pe tren sau pe... Am. Ai. Am. Am pe balcon două borcane. Ai. Da, de zacuscă. Lasă-mă, mică, să fie acolo. Am. Să mănânce fata. Asta, eu am o problemă cu mărul, deci maica mea îmi pune un măr când îmi dă câte un pachet, deși eu nu mănânc mere. Și aș... Dar de ce îți dă un măr? Coace, Doamne, merele. Îmi dă un măr pentru că tot timpul, toată viața, a încercat să mă convingă să mănânc mere. Nu le-ai avut cu fructele? Băi, nu cu fructele, ba da, dar nu cu merele. Merele mi se pare... Merele mi se pare. Nu, merele nu... Bulă cu taxul culegeau prune, știi? Și culeseseră 3 tone, știi? Așa, și atâta ce ne-am facem cu asta, că culegem de 3 zile să vor uite, avea 3 tone. Azi, bă, dacă-i măta acasă, gem, dacă nu țuică. Și tot timpul îmi pune un măr în pachetul ăla pe care mi-l dă. De obicei zice, uite, și un măr. Da? Eu știu că nu-l mănânc și cu toate astea... Și că am mai povestit asta, că noi îl avem pe Vlad Necatu, care s-a matolit, domnitor al României, domnitor, s-a matolit, era atât de matol încât s-a suit pe cal, calul era și el beat, că mâncase multe mere care fermentaseră. Tu o să râzi acum, du-te bă, că nu se poate. S-a unecat în apa cea mare a Dâmboviței și calul și domnitor. Avem un domnitor pe Vlad Necatu, te rog frumos să verifici dacă mint. Nu te cred, cred că nu minți. Care s-a unecat amândoi. De la ăla de la măr fermentat, ăla pârlise în mere fermentate așa. De la mere, și ăla de la mere mai mere oțuică. Exact. Ăla de la mere oțuică, înțelegi? Și noi suntem celebri în istoria lumii, unii iau cu o săgeată în ochi, în nas, în dinți, nu știu ce. Și noi îl avem pe Vlad Necatu care s-a necat cu... S-a necat... Cu țuică. Da, dar zic că istoria nu-ți place. Mă, ba, da, nu zic că nu-mi place, am zis doar că n-am putut să... Dar la geografie că... rețineai toate alea? Adică moldoveanul 2544 de metri, da. Everestul 8848, da? Da, da, pe alea le rețineam. 8848 și toate nu alea. Nu le mai știu atât de bine, dar am senzația că eu când am început să... Poate, la fel, poate eu tâmpenie ce zic, dar cred că stochez mult pe termen scurt. Da. Și uit, și tot timpul trebuie să așa, învăț multe lucruri. Așa zice că sunt haiducii cu Alzheimer, știi? Care cântă, unde-s pistoalele, unde-s pumnalele, unde... Așa și tu? De-astea. Dar ți-am zis, cu lecitină, să știi că nu e. E o pastilă, ți-o uite atâta. Ui, cu ăsta, una pe zi, 30 nu de zile. Nu cred că o să mă ajute. Minuni face, nu? Am senzația că e din cauza... Sunt un om extrem de dezordonat în viața mea. Nu și... se vede. Da. Chiar sunt, da. Și... Deci nu... la 6 urcilona, da? Bă, o fi 5 sau 6. A zis 5 sau 6. Sunt foarte dezordonată și nu... Nu rețin lucruri. Nu sunt, adică, dacă nu e ceva foarte important, pur și simplu nu se lipește. Am înțeles. Deci gata, am ajuns la maternitate. Doamne ajută. Doamne le ajută. Am reținut că trebuie să vin în seara asta aici, ceea ce... Ceea ce da. Și am și venit la timp. 19:30, punct, a sunat. Eu zic că ai stat jos. Venisești pe la un sfert. Nu, atunci am ajuns. Și ai zis, ia mă uit la ceas să văd cât se face și îl sun pe ăsta. M-am uitat la 7 să văd cât fac până aici. Am zis că fac jumătate de oră de unde trebuia să vin. Ți-a ridicat bunicul bariera? Da, era ridicată și am ajuns fix la timp. După cum m-am organizat. Dă un citat, o de asta ceva, de te organizezi în viață? Nu. Ai vreun din ăsta de-ți călăuzește pașii? N-am. N-ai. N-am, de asta zic. Ce sunt gânduri va anima, nu? Superficială. Adică cum ar spune Emi, nu-ți faci iluzii pentru a nu avea deziluzii? Da. Am înțeles. Da. Deci, nu trăiesc așa după, bă, că zice ăla ceva, că uite, e bine să faci aia, citatul ăla și așa, să facem așa. Dar n-am cântat nimic. Că tu ai talent, am văzut. Eu sunt ca un măgar, da. Dar tu... Am. Ai? Am. Gică Petrescu? Ce? Ce de la Gică Petrescu? Gică Petrescu. Cânti? Cânt, în general, da. Cânt în baie. Să mă leu. Da. Și Gicuță Petrescu? Sau ce îți place să cânti mai mult? Nu, pe bune. Nu. Cânti din astea noi? Nu. Where are you going? My lovely. No mercy. Nu? Da. Nu mai știu ce. Da, No Mercy, da. No Mercy era. De la chitar la asta. Da. Deci nu cântăm. Nu cânt așa, când nu. Dar cu acea Doamne Purunele, de unde s-a lipit de tine? E poveste lungă cu ea, pentru că eu am făcut la un moment dat un monolog scris de tot de Lia Bugnar când am dat concursul pentru teatru de comedie. Când am intrat la teatru de comedie a fost concurs.
Și acolo trebuia un monolog comic. Și unul dramatic, dacă nu mă știu. Da. Și monolog comic mi-a scris Lia un text, o bucată, un monolog, în care eu jucam o cântăreață de așa, care mergea la nunta fostului ei iubit. Să cânte. Aha. Înțelegi? Și mă rog, povestea cum s-a întâmplat acolo, era o nenorocire, în fine, era super amuzant și la un moment dat încheiam cu Coace Doamne Prunele. Și de acolo ai rămas. Și de acolo am rămas, da. Deci pe Caragiale pe astea nu mai place să mai cu monolog. Marius Chicos Rostogan, cu onorat auditoriu, binevoiți doar să ascultați un mămânghe spre aplicațiunea metodei intuitive, prin care voi preda acestor rutan câteva necesare cunoștințe. Opa! Amu să ne spună nouă. Bun, bun. Am înțeles. Sărut, da, mâinile și mii de mulțumiri. Mulțumesc și eu. Că gata, se întunecă și... Se întunecă și da. Așa. Dragi prieteni, dacă mai... Acum trebuie să zic textul ăla, nu? Cu... Învață-mă tu, că e cu ăla. Care? Cu Facebook, cu... Dacă dați-ne comentarii. Like, share, like, share, subscribe. Și... Da, așa. Like, share, subscribe. Piatră, apă... Foarfecă. Foarfecă. Haț. Să-ți meargă bine cu podcastul ăsta. Să rămână, mii de mulțumiri. Și dacă îți merge, să nu dai vina pe mine că am fost prima. Am, nu, păi nu, dar nu deci mai e. Deci atâta, te rog să-ți asumi în fața camerelor că eu ți-am zis de la telefon. Bă, tu ești așa sigur? Mi-a zis, mă, tu ești sigur că pe mine că ai vrut să mă suni? Înțelegi? Și tu ai zis, da. Hai să okay. Punem, hai să punem pariu, cât face ăsta? Asta? Da. Nu știu, nu. E cum, era expertă. Habar deci, iată, ești cu plasa. Fiate, da. Ești cu plasa. Da. Dașcăm online, da. Că oamenii sunt online. Okay. Ești cu plasa în mână, ai praz, ce luai tu, roșii cu tare, da? Așa, și ce bă, fii atent, cât face? Noi bă, la... știi ce, praz cu ce bun praz cu măsline fac? Acu te-ai găsit la 10... Da, uite aici, ia măslinile astea, hai că nu plecăm, mamă, adică doar închidem... Fac? Sting, fii atent și jucăm așa, uite, hop, ce cade aia la tine. Concentrează-te un pic. Da, vreau să cadă cu carne, să nu dai cu... Da, uite așa, păi și... Bun. Ruleta... Da, nu asta, fii atent. Suntem la început de drum. N-avem canal de YouTube ușor. Adică avem, dar e așa, Facebook-ul, share, like, subscribe. Asta, da, piatră cu tare, cu tare. Fii atent că rămâne registrată. Da. Cât facem cost? Dar serios și concret. N-avem nimic, suntem... Zero. Zero barat, nu zero. Zero barat. Păi dacă și tu ai pornește... făcut milioane în viața păi asta, am făcut la alții. Milioane. Am făcut la alții. Milioane. Da? Bun, cât facem acum? Da, concret. Și în cât timp? 10-15.000, nu știu, habar n-am. În cât timp? În... Dă-mă, Răzvanele, nu, un creion. Nu, mă, nu face mai mult ce ai. Păi nu știu, dă-mi un pic. Nu, n-are cum 10-15.000 totuși, chiar așa, nu cred. Băi... Tu ce zici? Zici și tu ceva. Păi stai, eu te-am, fii atent. Cât? Na, scrie, poftim. Nu vorbesc serios, că asta rămâne. Băi, când o ajunge mari, eu bătrân în parc, și o să zici, bunicule! Nu, nu mai, ți-a dat unul când erai mic. Mi-a dat 100 de mii. Bun, dar cu trebuie... Optimism. Cu optimism. Cu optimism. Bun, și de cât care timp? Sunt capabil. Că nu poți o zi, două. 100 de mii în două săptămâni. Ba nu, 14 zile acolo sau ceva. Și semnează. Ma, să vezi că nu ne iese. Dar ce pierd dacă nu ne iese? Păi nu știu, trebuie să și stabilim. Pe mici le ai? Da. La obor acolo. O, la adiță? Da. Hepaticus? Da. Gat. Da? Gat. S-a făcut. Da? Dacă deci, dă Dumnezeu și măicuța Domnului să facem cameră, 100 arată de mii la, arată la în 14 cameră, zile, ne cinstim cu o porție de mici de la obor. Păi nu, eu o dau. Tu o dai. Bun. Deci, dacă sunt... Ajutați-ne, vă rog, că mi-e dor de mici cum e sirianului de pace. De, da? Dacă sunt 100 de mii, Răzvanele, băgăm bani, băgăm puternic. Da. Dacă nu, în, bă, să fie ăsta clar că e 1, să nu vii după aia da, zici mam. Că e 400 de mii sau nu. 900 de mii. 100 de mii. 100 de mii, să se vadă. Da. Uite, și cu cartonul cu... Da? Da. Da, original. Da. Îl punem aici la păstrare. Da. 100.000 14 zile. M-am dus enorm. Nu mai mâncăm niciodată mici în viața asta, stai seama, nu? Păi stai că unul trebuie să-i dar dea. Dar eu vreau să, fie, să fiu optimistă, vreau știu, să nu dar să iasă. Dar mici oricum îi mâncăm. Îi mâncăm. Că dacă nu iese... Îi mâncăm de nervi. Dar stai să vedem. Dacă stai, nu iese, îi mâncăm de da. Nervi. Bun. Nu? Deci dacă s-au făcut în 14 zile 100 de mii, m-am prezentat cu invitația direct la Adiță Hepaticus la da, obor. Exact. Adiță poți să încingi alea deja. Da. Bun. Dacă nu... Dacă nu... Dai matale. Dau eu. Gata, tăticule. Dar s-a important făcut. Ar fi să... Mie mi-ar plăcea să dai tu și să ne cinstim și să bem și o bere. Doamne, că, eu să nu, zicem... beau, nu beau alcool. Bine. Atunci bem apă cu tuneric. Da, sub negru amândoi. Da. Apă cu cavernă. Da. Bun. Uite aici o pune la table. Bun. Da, el are tot. Acum trebuie să terminăm cu un citat din ăla șmecher sau ia. Ceva, că așa se termină. Păi nu ia. Zi tu. Ia.
Am crezut că ai n-avem prompter, n-avem nimic. Fii atent. Zic eu. Zic tu că tu știi din ăștia. Mii de mulțumiri că ați fost alături de noi. Mulțumim invitatei noastre din această seară, că trecură două ore, da, aproape. Și nu uitați niciodată că cea mai irosită dintre toate, mă uit în cameră, cea mai irosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Asta nu a zis-o Charlie Chaplin, cum se scrie de 30 de ani pe Facebook, ci Chamfort, care e un băiat care a trăit acum 300 de ani. Da, da? Și asta am zis-o și eu într-un interviu. Nu are importanță, dar am zis-o și am, chiar am... Și ai zis-o cu Chaplin? Nu, n-am zis-o cu Chaplin. Deci cea mai importantă... Am zis-o cu simplu. Da. Și mie mi se pare că asta e adevărată, dar am zis, bă, să nu le mai zic, că poate par așa, că și eu să zic, băi, de ce? Ce-ți faceți ca mine și uitați... Așa ai zis că cea mai importantă e aia... Nu chiar cea așa. Mai irosită dintre toate zilele noastre e aia în care n-am râs? Nu e așa, era formulată altfel, că o zi în care nu ai râs e o zi pierdută, dar... Bun, tot asta. Tot asta. Chaplin îți place? Da, îmi place și mi-a plăcut și cartea, e senzațională. Asta e bancul cu șobolanii. Ce șobolani? Care mânca o carte și a zis, mi-a plăcut mai mult filmul. Știi, niște șoareci mâncau o carte și a zis, a fost mai bun filmul, mai dulce. Dar știi cartea, nu? O știi, nu? Cu... Da, da, da. E... Gata, să mai... Și acum să ne punem să mâncăm? Da, stai să oprim un pic camera. Deci încă o dată mii de mulțumiri. Nu uitați... Cum zice? Like, share și subscribe. Like, share și subscribe. De uite ce engleză ai pe tine, să nebunesc. Share, like și subscribe. Subscribe, share, like, subscribe. Vlogger te faci. Nu, că acum i-a luat DNA-ul pe toți ăștia, n-ai văzut? Hey guys, parcă hey guys, așa. Și mai trebuie alea, răzvănele, LinkedIn, alea, nu știu cum se cheamă. Ce alea, mă? Nu, Facebook... Stai așa, Facebook, TikTok. Eu am crezut toată viața când m-a pus Ramona să fac 6 luni de zile, am zis, da băieții, nu dau și ei un ecler, eu am crezut că e TikTok toată viața. N-am știut, n-au zis în ăștia. Și aia tot zicea, hai să faceți noi ceva TikTok. Și a zis, bă, da băieții, ăștia nu dau și ei, mă. Și el s-a uitat așa la mine, jumadan. Chiar mă punea să mă scălâng, mă punea o manea, mai făceam așa, zicea 800 de mii. Bă, 800 de mii, nu poate să dea un ecler? Ce ecler, mă zice? Păi ăștia, mă zic, băieții ăia cu cofetăria, bă, boule, TikTok. Ăștia sau alții zic? Eu am crezut că-s băieția care făceau prăjituri. Da, exact. Bun. Deci, Facebook-uc, să moară unchii mei din Suede, dacă mint. Facebook-uc, Instagram, asta-l știu, e cu pătrățelul ăla, mi-a făcut cont fetele, că eu nu știu, dacă s-a stricat telefonul... Nu, îl folosești? Nu știu de unde să dă drumul. Mi l-a făcut fetele contul ăla, adică parola e la el. Dacă a murit telefonul, sănătate, la revedere. Nu mai am de o să recuperez. TikTok ăsta am auzit, TikTok ăsta. Da. LinkedIn ăsta nu știu ce e. Nici ăsta nu știu nici eu. E ăla unde scrii unde ai lucrat sau nu da, știu unde cum. Da, unde ai lucrat, un fel de CV. Păi și ăsta ne-a afară? Așa. Și gata, mă, ajung. Și YouTube. Aici e cel mai. Pe ăsta îl știu. Share, like și subscribe să ne apucăm și noi să mâncăm, că nu mai pot. Mii de mulțumiri încă o dată. Toate, cum să termină? Nu merge. Bune. Cu toate cele bune merge? Toate cele bune, pe și ne auzim pe data viitoare când vom avea niște invitați mult mai mișto decât în seara asta. Da. Nu uitați 100 de mii micii. Ajutați-mă, vă rog, din suflet. Și mâncați și voi ceva bun. Toate cele, nu știu cum, bune. La revedere, mii de mulțumiri. Va pupa Cătălinoș. Vreau să știu. Cu Cătălin Oprișan.